Am dat frumos. Până atunci, îi dăm un multiplayer. Un paid. Așa. Așa. Repede să dăm și noi link-ul la toată lumea, oameni buni. Punem Insta. Punem Facebook. Nicu, ai rămas? Aici, mă? Era ultima dată aici. Da, dar mă joc. A, nu, am întrebat. Nu, că ai mai făcut. L-ai întrebat odată pe ăsta ce facem. Au zis că se pregătește de live și aia și n-ai mai intrat de asta. Păi, pana mea. Două trecuie în live. Ups! Se închide telefon. Notificare de la telefon. Așa. Live-ul live. Linculeț. Cara mea. Nu, no, ai luat vreo 3. A, vă, căruța. Yeah, măgaru, căruț cu cal. Uite, nebunul, ce rapid de dă linkurile. Bam, bam, dar ce timiși mă așa rapid, ha? M-a reușit pe ăsta, pe OBS, să-mi dea link-ul de acolo. Adică mi-a dat OBS-ul singur. Sunt mort. E ceva, YouTube Live Control Panel. Trebuie căutat pe acolo, cred. Da, nu zic nu, dar mi-e lene să-l caut. Parcă nu mă cunoști. Nu e adevărat și asta. Eram să vii bună... în privat. Bună seara, Gabi. Băi, nu seara. Nu? Nu așa se zice. Buena seara. Fix cum am zis eu, așa se zice Bandrei. Buena seara. Buena seara. Buena seara. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Muy bueno. Băi, pas vante, chiar. Aici nu-i bun. Aici. Nu-i bun. Înseamnă că aici. Bam. 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 Uite, multi frutti. Tutti frutti. Băi, Andrei, ești nesimțit. Băi, am zis tutti frutti. Kinder bueno. Nu kinder. Muy bueno. Tutti frutti, tutti frutti. Mi-a dat pachet. Îți dau pachet. Cum vrei pachetul să fie? Dureros? Cu colivă. Mamă, iar mai făcut poftă de colivă. Te în gură, mă, ta în cur. Bă, tu mereu îmi faci poftă de colivă. Te-ai drept. Mi-a dat pachet. Păi mie nu mi-a dat poftă de colivă. Nu, că tu ai vorbit de colivă. Mi-a dat pachet. Îți dau și eu pachet, vrei, Nicu? Nu. Hai, Nicu. Nu, dacă ai vedea ce mă joc. Ce te joci? Lies of P. Ha? L-ai cumpărat sau l-ai crăcuit? Tu te auzi? L-ai crăcuit, neveme. Avem un pirat aici. Mă, ce-am făcut noi pe aici? Deci noi am făcut... Am tăiat o bucată de iarbă. Bun. Dar uiți să închizi și tu portița, bă, Andrei, bă. Sper că ne auzim bine. Bun. Hai să facem o chestie. Avem... Te-ai apropiat așa de microfon când ai zis bun. Bun. E în primul stadiu de creștere. Mâine este mai băr... Ziua ta, bă, Gabi. La mulți ani de pe acu, bă. O să zice la mulți ani de pe acu. Deci avem pe ăla. Hey, yo. De ce tot Andrei mi-arată? Nu m-a întrebat, nu știu de ce tot Andrei ți arată. Ia să vedem noi. Că doar l-am schimbat aseară, dar tot aceeași căcat ne-a. Cred că trebuie să-l pui tot de fiecare dată. Da, și cum data trecută când aveam ăsta și îmi rămas cum... Perfect, e bun că m-au bine. Cum era. Nu știu dacă m-au bine. Avem așa, una de 29 de toni, una de vreo 20 de toni. Andrei! Și căruță.
Căruță. Căruță de o tonă, 400, Andrei. Nu, da, știi, uite cum era, sunt unele care mai bine le duci cu căruța, Andrei, cu căruța. Dar nu-i cam vechi. Poți să leg căruța la tractor? Logic. Dar să sperăm că nu-mi trebuie, știi. Avem așa, stai cam jegos, ca Andrei de jegos. Stai mă, lasă-mă pe mine să construiesc eu o căruță, că degeaba dai bani pe ea. Da, avem lemne? Unde ești? La tu n-ai încă, încă mi-e zâncat pe 31, lasă. Dar dacă stau așa de curiozitate, eu încă mă aud bine, curiozitatea curiozității mele. Munchi. Acu-s curios dacă mă aud bine, că microfonul am dat mai la distanță. O, trăcal! Lăsă-mi eu și astea care nu-mi trebuie pe aici, pe la birou. V-au auzit toți bine. Perfect. Aha, uh-huh. Trebuie să intre și Andrei. Băi, Andrei, dacă dăm și noi, dăm la un 30, să meargă timpul mai repede. Oricum nu prea avem ce face. Și ne băgăm pe silom. Dar te auzi bine și dacă stai așa. Oh, perfect, gata, am găsit, numai așa stau. Mă, pe unde trebuie să intrăm noi, mă? Da, ca un tig este pe scaun în momentul de față, bat la pătă. Ai de viața mea, pe unde trebuie să o luăm, chat. Aha, asta normal nu face parte din teren. Deci... Avem drujbe. Unde-i drujba? Unde-i drujba? 1000 de euro drujba, Andrei. Ce dracu mă are aur în ea? Nu mai luăm, că n-avem bani de drujbă. Banri. Ți-aia lasă-mi schimb și eu numele, dar nu-mi convine. Dar normal trebuia să salveze. Normal, da. Practic și teoretic. Avem Massive Episode 3690, nu? Cu unde e aia? Uite-o cu aia. Luăm Fiat-ul? Nu iau Fiat-ul, mie nu-mi place Fiat-ul, eu. Îmi iau trebișca asta mică. Dăm cu teribișca asta în picioare. Tun, 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 op. Ce dai, mă, flash-uri? Așa, ca să întreb tu. Te-a învățat, mă, ta mare, dai flash-uri? Nu, m-am învățat eu. Fiate-mi, pe unde trebuie să intrăm? Să intrăm în terenul... 192. Fii atent cât de căcat e să intre în terenul ăsta. Ia vine acolo. O, tată. Vrei să intre 192 sau 191? 191, spui. Că zi, întrebam, de ce trebuie pe acolo, mă întrebam eu. Nu, no, l-ai ridicat acum. Știu, dar... Hai, tu fiș. Și tu vrei tot terenul ăsta să-l faci cu aia. Nu mai bine faci la 192? Nu știu dacă vorbești, că nu te aud. Nu vorbesc. Stăteam și mă gândeam. Facem 92? Dar mă, dar aici e mult, mă. Da, dar ai dreptate și tu ce drept. E și mare terenul totuși. E destul de mare cel. Ar trebui să iei unul mai mare, dacă te gândești așa pentru ăsta. N-avem bani nici de trecut strada, Andrei. Mamă, edită mai copacul în mijlocul terenului ăsta. Hai să-mi fiu. Ba, bine, că ăla merge tăia și vândut, știi? Mhm. Nu-i problemă. Dar când trebuie o mașină. Sau o remorcă. Nu, o remorcă, atâta. Nu, n-avem nevoie de remorcă și de drujbă. Stai, nu... Păi, și cum scoți... Și cum scoți ăsta trunchiul?
Dacă nu mă știu, merge și cu drujba. Andrei? Îți închid poarta? Aia vreau să zic, închide poarta, te rog frumos. Bă, auzi, Andrei? Se închide Overwatch 2, dar Prime Gaming-ul încă pune pentru Overwatch 2. Ce se închide? Overwatch 2. De ce? Din câte am văzut, a început să fac update-uri care sunt mai bune. S-ar putea să nu se mai închidă. Nu prea ne-am jucat noi în sine. Adică eu. Eu m-am mai jucat. Am zis eu. Da, așa. Formular. Domn, iartă. Mamă, ce fum negru scoate asta tău. Ca proprietarul. M-am luat cu tine cu vorba, da. Cu ce te deranjează că... Mă uitam sus la chat. A. Stai, mă, care tractorul lui vecin? Cred că nici aseară, nici tonul nu l-am văzut. Nu? Știi până unde facem dreapta la magazin? Înainte să facem dreapta la, să mergem pe strada asta pe magazin. Da. Vezi că acolo trebuie să fie. Dar iau, cred că mai bine pe jos, așa. Păi pe asta facem. Și vezi pe jos, partea stângă cum mergi tu acolo trebuie să fie. Partea stângă. Da. Eu cred pe ora stângă, pe ora de dreapta. Partea stângă cum mergi tu acolo. Pe ce nu? Vezi dacă putem să-i ceva de nimic. Space? Vreau să space-ul? No. Eu care n-am home, dar nu contează. Ce mi-e ciudat cu că n-am home. Home issue. Odată în viață îmi trebuie și mie home-ul și nu l-am. Și aia ca să bag eu shader în farming. Mamă, că nu avem bani... Nima, tractorul! L-ai găsit? Da, e cam murdar. Poți să-l ciordelești? Nu. Da. Ba, dar arată bine tractorul. Ce ești tu, mă? Zetor. Zentor, mă? Ciordelește, mă. Dar nu pot! Vorbește cu vecinul, poate ne lasă la super preț. Nenea! Că suntem vecini. Nenea! Zic că suntem vecini. Îți ofer, ofer 100 de euro pentru asta. Băi, e mult, prostule! Băi, uite, vezi și Nicu zice că e mult. Dacă e murdar, ți-l dau, ți-l dau 25. Păi eu tot e mult. Mergi, mergi, la 25 mergi, dacă doar să nu le ia. Dar nici nu e casă, om. Nu? Aha, i-am găsit mașina tu în serba. Bate și tu în geam la ușă ceva. Asta fac, dar nu vreau, nu, nu, nu. Nu-i nimeni acasă. Atunci a fugă. A plecat în vacanță, e încuiat. Intră în casă și ciordele, știi, chei. Astea sunt cuiate, iar geamul e făcut din obsidian. Dar ce jucăm aici, mai? Nu știu, poate. Am găsit mingea de basket. Nu pot să-i ciudrez măcar pe asta. Nu cred. Nu, nu pot. Uleu, pardon. Aaaa, pardon. Băi, porcule. Tăiem iarbă, frate. Pentru cine trebuie nouă iarbă, Andrei? Pentru vaci. Văcuții, mă. E ferma de văcuții. Dar știi ce n-am făcut eu? Că uite că aia am greșit aici. E ai dat sample? Nu. Văcuțe. Uite aici, văcuții. Gata, Andrei, uite, suntem move acum pentru tine.
Ai pus poza de băcuții. Păi da, nu? Și zărbește ferma de celălalt. Ne, mergi. E, mută și tu în ferma de băcuți. Ne, mergi. Mergi să editezi, da. Cereale, cereale, dar tot pe băcuții mergem. Vezi să nu lași vreun tractor pornit, că am belit o în 3. Deci trebuie să le oprim noi. Da, știu. E, dar e mai bine așa, știi? Că uite, poți să cobori, vrei să faci o poză, poate la combinul cum descarcă cu ăsta, știi? Și na, adică să pui lucrător automat. Merge. Măcar o noapte, am ciordeliceaca. Ha? Eu, what? Ce? Putat. O, putat. O, băiatul vine cu Fiat-ul. Fiat Punto? Nu. Mi-ai trecut de tăi. Vorbim aici de valoare, te rog frumos. Băi, stai un pic să-mi pun volan. A, deci cu tot asta trebuie merge. Încercam să văd, dar când mă duc în stânga sau în dreapta, mă duc prea tare, știi? Da. Am zis, băi, dă totul să încerc, poate, poate. Stai să-mi bag padelul. Nu că nu vrea să intre poate din... Că e invers, stai că sunt prostul. Gata. Vezi dacă nu le pui bine? Nu. Nu intră cum trebuie. Gata. Bună, să așa. Așa. Ce? Sper că încă mă aud. Opa. Aia nu tot am faza aia, nu știu, de... trebuie să caute niște setări. Am căutat doar, dar... Ai putea cam în 20 de minute să joci cu abonații și... și prietenii noștri în locul 2, te rog? Nici nu știu dacă am baterii la telefon, în primul rând. Și emulatorul cu probator n-am. Tăiem iarbă, frate. Tăiem iarbă și iarbă. Niau. Am scătat iarbă, nu mă duc în spate. Hai să mă duc în spate. Hai să-l... Bună. Pregătați. Dacă aveam baterii la telefon, mai jucam. Dar oricum... Sâmbătă, seară, posibil să facem un live cu stand-up 12, alte jocuri pe mobil. Mă, da, n-ai putut, nu-s acasă, calculatorul nu l-am, așa că o să jucăm. Stai, bă! Uite, Andrei, vezi ce încet merg? Face că poți să dai din pedală cât vrei tu, știi? De tare. Că poate e greșit și nu vrei să mergi ca prost prea tare și... În afară, asta îmi place, dar minasol la...
Valana sine. Da, nu știu, ți-am zis, am o culo mișcare care, care practic nu mi ia și nu înțeleg de ce, știi? Nu știu ce setări să-i mai fac, m-am uitat pe net să fac setări pentru el ca să fie setările bune, mai mult de atât să-mi bat piciorile și ce să-i fac. Iar am zis. Adresa pe care faci la asta? Eu n-am lumit pe spate. Ce 10 păcat? Din 10. Tu unde e 10 din 10? Era bun. Eu nu, chiar nu am lumini pe spate. La propriu zic. Deci eu practic n-aș mai putea vedea. Dar mă, dai cald acum, știi? Noi suntem în august, e cald. Pe mine mă bate vântul, știi? Pe tine e țapă. Tu nici aia condiționat n-ai înfiat ăla. Lasă ușa deschis. Trebuie să se deschide invers. A, da? Da. Mamă, bă, dar nu văd nimic. Stai un pic, că nu văd nimic. Dacă nu văd nimic, degeaba. Uite, îi dau fă. Mai mult de atât nu mai ajuns, gata. Dar tu vezi, ai și în spate, tu vezi, eu nu văd nimic. Hai să treci, trebuie. Salut. Hai să treci, nene. Mastic Woods. Pe ce? Mastic Woods. Te joci Apex? Da. Nu am uitat să instalez pe ăla. Și-amă, văi și un pic în pomii mei. Îi dăm... Ne-au luat bani. Suntem pe minus, Adi. Vai să-mi... Chiar că suntem pe minus acum. Vreau să fim... Au crescut iar iarba! Adică ce-a pus să crească? Da, e în creștere, nu că crescut. Stai, nu știu cum ai spăriat acum. Mă sperie așa că o crescut iarba, m-am sperie și eu, eram un cum că o să apingea să crescut iarba. Și are bine. Să dăm iatul la toți șezii, să se facă dimineață în pana mea, să văd și ceva și punem pe 5, că dacă trece timpul așa repede, nu avem ce face, că facem mai iarbă și atât. Iar nu mai văd nimic. Păi și noi prost, puteam dormi. Wow.
face 7 dimineața și nu se fac uzi. Aha. Îi dăm pe 5. Îi dăm calculare. Opa. Așa, opa. Bă, hai că eu v-am lăsat, mă duc să-mi fac ceva mâncare și... Dai la somn? Da. Hai. Noapte. Poftă și noapte bună. Por la live. Sar. Mulțumim. Dar nu, cum ne-am făcut? Bă, dar ce lași în urmă? Andrei, tu vezi că te-ai lăsat în urmă? Da, mă, nu vezi câte ture fac, clasică, îl iau după. Dar ce faci grămezi? O grămadă mare. Ce prind, efectiv, asta fac. Trebuie să creștem, că când avem bani să trece în stradă. Ia, cât om ca văcuțele? Fii atent că nu ne-am uitat la văcuțe. Mai au? Mai au 19 tot. Eu mă mir, Andrei, eu mă mir. Mai am 19 pitoni. Adică aș putea să vin cu remorca aia să încep să iau de aici? Da, încă au, nu, că mai refer cum că au. Mă gândeam că nu au, de asta zic, mă am uitat, știi? Panicat un pic că poate nu mai au. Bine, că nu avem 16 băcuții, nu prea avea ce să mănânci mult, știi? Da, dă de acolo, dă de acolo, dă de acolo. Așa, că să trec și eu pe aici. Mă bag direct în... Așa. Thank you.
Auzi? Da, te aud, ce? Ok, întrebam doar. Cred că nu-i cum am suci. Ah, că a venit acum de cameră. Ah, ce zice? La templat, la ăsta, la termostat. Ce ai, mai merge sau ce? A, nu, a dat mai încet, dar aveam la 22, cam așa deja. Tu atâtea grade ai în casă? Bine, vara, boss, nu știu ce te aștepți. Bă, dar ce, nu, mă refer tu cu căldura asta așa de mult. Tu la câte grade stai, mă refer, pe termometru? Acum e 20. Să pornească el, mă refer. 20. La partea de sală. 20. Că dacă crede, scade sub 20, atunci pornește. Mi se pare mult, 20 boss. Dacă vin cu remorca aia ca să mai iau de pe aici. Dar las-o pe asta aici. Bă, e cealaltă remorca, tractorul. Ah, da. Trebuie să parchez măcar undeva să mă tranjez. Nu mă deranjează. Nu, pe mine. Păi normal n-ar pe mine. Îl bag fix în colțul ăsta aici. Normal. Dacă tu vrei să-l bagi, bagă. Nu știu ce mi-a merge live un lag. Un lag? Da. Auzi cineva? Nu, dar văd, am și pe telefon și pe ăsta și merge în lag. Și telefonul îți merge în lag? Da. Dă setările pe loc. Setările la joc? Da. În caz de nu le ai, dă-le pe loc. Și eu tot la fel, ca să nu meargă în lag și astea le-am dat pe loc. Și am în jur de 60 de FPS-uri în 2K. Hai, poate din joc trebuie? A? Sau trebuie să ieși din joc? Nu știu dacă... Da, trebuie să ieși din... de pe hartă. Da, oricum, rămâne salvat la mine, nu-i problemă. Eu știu. Și dă-ți-le pe low, că e cel mai bine dacă să le dai pe low. Ești un... Da, trebuie să trebuie să consumi așa de punct ăsta. Ce? Jocul. Ba, zici tu, zici, da, consumă, boss. Păi hai să facem așa, în primul rând ai moduri, în al doilea rând ai hartă cu câte ai? 200? 255? Ai vreo 255 de terenuri. Câte ai mai multe terenuri, cu cât se încarcă mai mult mama? Ai înțeles, nu? Bă! Da, mă, înțeles. A, nu vorbeai și am zis că mi s-a blocat mie. Nu. Puh, pardon. Nu știu dacă n-am luat jocul ăla. Care ziceai tu? Da. 7 euro, n-am, frate, 7 euro. Dacă chiar aveam 7 euro, chiar luam. Știi că nu mă deranja. Pentru a face un videoclip și astea, chiar la șoa, dar... Don't money. Mă, știi cine a făcut? Așa. Type-stream-ul băgam, ți-ai... YouTube. Așa. Am 114 urmăritori pe TikTok, uite. Ai vrea acum să te joci Stand Up 2 dacă vrei? Păi nu am baterie la telefon. Aia zic, am 30. Și telefonul meu pe buba că nu mai ține bateria. Și Andrei știe chestia asta. Emulatorul nu l-am. Sâmbătă joc Stand Up 2. Că nu sunt acasă și o să fac live pe telefon. O să fac sâmbătă seară. Deci, o să fie în jur de ora 8-9, ceva gen, nu știu exact. Îl fac două. Tot Andrei mi-arată că intri. Ai ieșit ca Curu și tu ca Andrei, intri. Bă, nu înțeleg. Nu știu. Ți-ți, cum ți arată numele meu? Adien. Nu știu, ți arată bine de la mine, nu știu mai exact ce și cum. Da, așa că intru, trăcutat. Thank you.
Haide, fă. Haide, bă. Tutti frutti. Tutti frutti. Am oprit ce are un cad, dar urmăritor pe tecoșită și vede doar animații simple. A, și face doar animații simple. A, de-aia nu fac ce niște ICU. Deci, pe TikTok, oamenii care mă urmărește și așa, eu fac, eu pun cam ce se întâmplă în viața mea. Ba cu mașina, ba cu asta și chestia amuzantă de pe live-urile mele. Sau când mai joc eu singur cu Andrei, așa, noi doi și ne prostim caterinca noastră. Și dacă e ceva care ne place, deja plan și pe TikTok. Aș vrea să fac un cadou mai tot ce de pe TikTok, aș face, aș începea să fac, să fac și live-ul și pe TikTok. Adică ar fi interesant să fac live-ul și pe TikTok. Nu știu cum a reușit să facă cu mine, da, bravo, ei, nu știu cum. Bravo și eu. Să-i spui să mă vezi să fac și eu. Ai intrat? Ha, da, ai intrat. Vezi că o să te încarci destul de repede. Ai auzit, Andrei? Păi știu. Andrei? Da, Andrei nu e aici. Probabil că alt detect sunt amuz. Așa, dacă îmi zici mie să-mi spun prietena ta cum a reușit, cum vreau să fac, să-mi spune și mie cum vreau și eu să fac. Îi spui că aromatul e frumos, din suflet, chiar. Mă rind net. Mă uită net. Cruci o pui live-ul, cred că nu mai are internet. Nu vrei să știi, de ce nu aș vrea să știu? Ba, aș vrea să știu. Adică nu vreau să știu. Stai un pic. Doar m-a făcut crime sau eu știu ce. Dacă și-a oprit live-ul și asta înseamnă că nu poți vrea să nu mai ajungi internet. Eram sigur. Da, mi-a murit tot. Da, eram sigur. Și mi-au resetat. Eram sigur că ți-a murit ceva. Da, nici că mai deschid din nou OBS-ul. Da, da, asta fac eu. Dacă e ce fac, doar dacă e video și asta. Da, normal, nu cred că ți-a murit calculatorul în sine, ți-a murit. Mi s-a blocat tot, absolut, nu puteam să fac niciun căcat și am dat reset. L-ai lăsat un pic așa, poate și revene? Ne l-am lăsat destul de mult timp, te auzeam pe, deci te auzeam pe tine cum vorbeai. Aha. Dar nu mă auzeai tu pe mine. Asta că... Hai că spun ea, spune Sasha. Spune-s.
Da, să zicem, bă, Andrei, bă, am văzut că stai acolo, cu ăla, acolo, zic, dar mai văzut că zic, nu, s-a blocat ceva. Nu, nu știu după ce ai zis, dacă ai zis ceva, cred că s-a plăcea după, s-a întrebat. Când am văzut că ai ieșit și tot nu vorbeai, zic, ori s-a anet, ori s-a blocat ceva. Intră imediat pe ăsta. Da. Dacă ăla încă e acolo, nu? Da, da. Logic e acolo, dacă încă e salvat. Nu știu, poate l-ai luat, poate l-ai luat tu și l-ai mutat de acolo, nu știu. Nu, cât mă deranjează pe mine, dar poți să-mi lași pe mine, să fac asta, că să adun iarba în continuare, că eu mai am un pic și termen. Să terminăm și terenul ăsta, știi? Văd imediat. Era o rivalitate dintre ea și o altă fată populară care avea 24K de urmăritori care făcea animații în care bătea animale, fata cu 24K. Ai e viața mea, dar noi suntem sunt de aici mii niște urmăritori, un ca acolo. Și a făcea animații de... și a făcea animații de proteste pentru ei și oamenii o apreciau. Am înțeles. Păi sunt de ei și mie. Bătea animale sau erau făriuri? Nu mă, e animații. Mhm. Făcea animații cum erau niște ei. Da, am auzit ce ai zis. Am venit că n-ai auzit. Păi vreau și eu așa un mic de urmăritor. Mă, putem face live și putem. Mi se pare o porcărie ca să trebuia să se face cu mii de urmăritori pe TikTok. Ca să faci live? Da. Mm. Acum mult noroc. Da, nu mă apuc de animații și de asta. Eu ce fac fancy din viața de zi cu zi. Mai pun o chestie cu mașina, mai pun ceva amuzant pe care mi se mai întâmplă una alta. Și multe faze amuzante pe care le-am pus au fost din... zic că nu, din jocuri, ci mă jucam eu cu Andrei și mi se păreau foarte, foarte amuzante, le postam. Mi-e că am uitat să-ți emit restul videoclipuri care l-am mai făcut și am dat rese la PC atunci. Mai aveai? Mai aveam niște videoclipuri, da. Păi și tu n-ai pun pe Radeon? Da, nu mi se pare că nu se salvează. Cum de? Ar trebui... Salvați pe calculator, nu pe cont. În calculator, pe file. Nu... Da, ți-ai invidiat pe tu, mai mult. Mi-l dai tu pe tău când îți iei altul? Da. Oricum, parcă ziceai că vrei să mă de mii. Da. Tot AMD vei procesor. Da, mă, AMD Ryzen 3 3200G. E ca ce ai tu. E mai bun sau mai puțin mai slab? E aceeași procesor. E 1300... AMD Ryzen 3 3200G. Așa le avem amândoi. Ce ai? Nu știi ce avem? Și intri. Ia să ghicesc tot, Andrei. Da. Nici că mai schimba piciorul. Nu știu ce e. Nu prea mai pot să stau pe live. Nu e nicio problemă, să așa. Trebuie
trebuie să am grijă aici că locul strâng când eu vreo harta. Eu ți-am dat să vezi dacă îți place, ai zis că da și... Mă, eu am zis, alegi o hartă care îți place și ai zis că asta ți-i place și am zis, bă... Adică ai zis că tot are terenul de sot de mici, de asta. Da, ți-am zis faza pe care pe mine mă enervează, în afară de ce mă enervează pe mine e așa... Vezi, mă culc în curând. Am înțeles, nu ar trebui să așa. Faza pe mine care mă deranjează e terenul că nu pot să-l unez dacă vreau, știi? Viitor, cu așa, mă, îl luneam și nu-i frumos. Deja avem slurry. Au trei luni văcuțele, dacă mai dormim așa de vreo câteva ori, s-ar face de vreo 8 luni văcuțele, știi? Îmi place de tine că tu nu te super ca alți youtuberi intensiv care fac live. Stai, la ce te referi că m-aș supăra? Până la urmă e viața voastră, eu nu pot să zic, băi, știi care e faza, stați pe live, că așa zic eu. Mi se pare urât dacă ai face chestia asta. Tu ai închis-mă acolo? Mhm. Uh-huh. Bă, uite la capăt iar? Mai iau bucățele care m-au mai rămas pe aici. Bun, păi atunci oprești motorul ăsta. Ies din... Tu-s pisicii, măi. Căblurai. Căblurai, nu căblurai. Mă mut în ăsta. Uite, bă, pe ăsta mă mut să apărăm ce pe ăsta. Nu, asta mă refer. Păi la ce te referi să așa? Stai un pic, eu să te explic un fel mie. Explică că suntem mai proști de felul nostru. Sincer. Scuze dacă zic asta, dar vreau să scrii acum youtuber. Se scrie cu Y, adică youtuber. Gabi, cred că e mai mică ca tine, deci aia e, nu e problemă. Mă refer că nu dai rage. Nu aș avea de ce să dau rage. Noi facem... În primul rând, ăsta nu e joc de rage. Și a, lasă, că nici în CS, în afară de CS, ci mai uglăm un pic pe acolo, dar nu, nici acolo nu prea mai dăm rage. Acolo dăm așa doar de frumusețe. Dăm de fun rage, cum ar veni. Că bă, Andrei ne-a intrat cu mine, bă, nu știu ce, nu știu, dar nu prea. Ia să vedem care e mai mic dintre. 191 și 889. La fel de mare am un Andrei, să mă arăt anța. Iau 191-le tot, e aproape. Îl iau pe ăsta. Ce, trebuie să stai de acolo? Da. A. Mă duc să-mi fac nervi. Ses. Vii să mă ajuți? Mult noroc. Bă, azi vii să mă ajuți aici? Nu, mersi. Termin aici și după aceea, poate. Știu, dar vreau să scriu așa, știi, de acum, de asta am zis, că, scuze, că nu o să deranjeze. Am înțeles. Nu. Sunt băiat. Am înțeles. Să fii sănătos, sănătoasă cum vrei.
Vai, suntem lângul la Candri. Ai auzit? Da, da, da. Deci... Stai pe fază că suntem lângul la. Lacă în care dacă nu ai grijă, pici. Oameni buni, și ce ați mai făcut azi? La școli? Muncă? De ce e facultăți? Bine că am făcut ăla. Am luat 10 la franceză și 8 la română. Oh, oh, oh! Mă, ce mai s-a dat cu ceva? În clasa 7, na. Bravo, notele astea sunt bune. Ai în ce clasă? Clasa 7. Mai bine decât mine sunt trapani. Bine, că nu mai cum erau înainte la noi, ca la noi Andrei, la noi era mai nasol. Na, de ori așa asta. Uite mă că mai are o poartă, mă, cum simt, cum. Vai, ce regiment e poarta, deci aici cum le luam? Stai, pe aici cum le iau așa, mă? Lasă-mă, uite-mă, uite. Mușeței. Ce mă, cumva? Mi-a făcut mu. A, ai dat mâncare? Da, mi s-a umplut asta doar, ce crezi? Da, mă, s-a umplut replică, nu e cantitate, nu-mi poate intra în 8 tone, 8 tone tot timpul e ok, or. Nu poate să zici tu cu 8 tone nu e ok. A, ba da, e.
Ne-am 8 ore jumate. Da, e. N-a mai pus 500 de kg. Mamă, dar e terenul mare ăsta, mă, frate, așa. Las, nu fi așa mare. Bă, cred că puteai să faci altceva pe terenul ăla decât să pui doar iarbă. Asta, da, dar trebuie dat să te pui cultivatorul. Au 44 de tone acum astea și tot e pe roșu. Da, mă, intră mult. E că de asta are și capacitate de vreo 500. Ce 500? Adică vaci. Da. A, loculețul pare michitel, știi? Când stai și te gândești pe unde intră 500 de vaci, mă. Zici tu că nu. Ne. Chat, avem o chestie care aici trebuie să vă vorbesc cu voi, deci nu mai știu care și cum sunteți pe live. Dacă mai sunteți pe live, ca să știu să spun. Nu se merită să spun. Dar avem un pic ceva de spus. Bine, Andrei deja știu ce cam vreau să facă, dar dacă mai sunteți aici. Ce-i trăiți? Dacă sunt pe telefon, s-ar putea să drezi mai puțin, mai mult să audă. Nu, de fapt, nu, ok. Vineri seara, o să jucăm un joc de groază. Chiar dacă nu puteai 500, să nu știu, nu cu camera, nu nimic, o să fac un live cu jocul de groază până la 500 de abonați. Când o să ajungem la 500, o să facem live-uri mai cu jocuri de groază, până alta, dar dacă nu ne adunăm 500, nu o să fac decât live-uri de vineri seara cu jocul corp. Andrei, deja știi ce o să fac vineri, cu ce și cum. De asta zic să ne vedeți-vă cât mai mulți, deci cât mai mulți prieteni, familie, păsările vine seara. Bă, frate, dar aici strigă, frate, locul, nu, frate, ăștia de tot. Trebuie de la mai mari, care să iau. Nu teren, utilaj. Utilaj, da. Asta mă refer, la mai mari, dar care să iau. Să se construiesc. Să pliezi cât mai mici, știi? Mă, utilajele poți să le bagi și pe alea mari pe aici, dar că tractoarele sunt la fel, știi? Înțelegi? Mm-hmm. Doar că, ca, uite cum e o combina sau asta, nu poți să-i cu roz dublu, că dacă e cu roz dublu, clar că poate să intre pe aici. Oricum o să te chinui când o bagi asta, știi? Atunci, mult mă ajută că am jucat ăsta Eurotrack. Să dau cu spatele. Aaa! Ai văzut, mă? Băi, parcă ai știut ceva ce mai vezi. Bă, dar terenul ăsta e mare, frate, păi... Ca să înțelegi, dacă vii aici să vezi și cum fac,
Toate pe roșu și are 52 de mii. Păi da, au crescut cât de cât lunga de la ele? Da, mă, dar uite că gresul, dacă te vezi 52, dacă crește dunga, știi? Mhm. Oricum e la productivitate la 80%, slurry la 7 tone 600. Vrei să-mi bag? La pubertatea de 16%, așa, la 8 luni, după 8 luni o să producă și viței, plus nu mai produc, produc lapte, știi? Mm-hmm. De acolo o să fie bine. Deci fiți pe fază că vineri seara o să se joace joc coroane. Nu cu cameră, cu nimic, când o să ajungem la 500, atunci facem cu cameră frumos, joc horror. Câteva ore bune o să joc cum ar veni, dacă o să facem, dacă nu plec duminică, o să facem duminică, dacă o să plec duminică, îl fac eu într-o vineri seară, îl facem câteva ore faine acolo, așa, 3-4 ore. Când o să ajungem la scopul de 500. Atunci îl fac doar așa, cu oror, ca să vedeți cam ce și cum o să fie. Andrei, deja știi cum se fie. O să cac prez numai când știi că eu mă joc, dar apoi se mai vadă. Nu cam e nasul. E, parcă fac și eu la fel la jocul, vă rog, bine, nu m-am jucat așa de multe de aia. Eu de fiecare dată când m-am jucat, până văd eu ăla prima dată și văd că nu mă sperie și pe aia zic, hai mă, vin mă duc și eu la el să pup în buci. Mai țin minte, mi-a dat Cosmin atunci un joc horror cică și era ca pe mine, vai doamne, dacă apare, vai doamne, dacă apare. După ce îl văd eu, mă duceam să-l pup. Uh-huh. Eram, dar vină mă încoast, pup. Și ăla mai mult fugea de mine decât să fug eu de el. Da, seara mă stăteam și mă uitam pe telefon prin galerie și am găsit video-uri de la Brașov. Când? Când a fost atunci, toți patru. Cu Cosmin? Mhm. Ce video-uri ai găsit? Ea, să ți se te trimit dacă... E că trebuie pe WhatsApp decât pe Instagram, nu știu. Că este să de... unele sunt mai lungi, unele sunt mai... Pune-le cu grup. De fapt, trimite-le în privat, că eu cu grupul ai văzut cum o să... Când schimb telefonul sau asta, nu se salvează numărul pe WhatsApp. Ca grup, ca în privat, da, nu se salvează tot. Bă, mie nu mi s-a salvat nimic, că nu... A? Nici o conversație, nimic. Pe WhatsApp nu mi s-a salvat nicio conversație, nimic. Nu? Nu. Păi nu ai dat-o să se facă. Am dat... Am dat tot să se... A, să se facă zilnic... Zilnic sau săptămânal? Eu am și mi se face la zilnic sau săptămânal, după cum vrei tu. Backup-ul, știi? Da, chiar dau să văd. Ai backup și cu ai e-mail-ul, dacă nu știam. De asta tu nu ai. Înțeles tu? Ia. La mine le-am pus pe zilnic, chiar dacă nu e ceva nou, nu las acolo, că oricum nu strică. Și fac zilnic pentru că nu se știe nimic. Vreodată vrei să rămâi ceva salvat de pe WhatsApp și ți-ai schimbat telefonul și nu mai ai, știi? Uh-huh. Dacă nu schimb cum am făcut eu atunci. Uite, acum când mi-am făcut backup, nu mi-am făcut backup când am resetat telefonul ăsta. Și când se intră înapoi, na, nițule, ea intră, dar pe WhatsApp nu mai aveam nimic conversație, erau toate șterse, cum ar veni, știi? Da, da, da. Și am zis, nu, nu, dacă îi dau backup. Backup și acum când îl închis sau asta, da, am salvat. Și mai bine așa. Dar cred că știi de ce să strică așa atât de tare bateria la telefonul tău? Mm. Știi că mai ții mașina la ventilator acolo? Da.
ce iarna când mai dai căldură, ți încălzește telefonul totuși. Păi nu, că ăla îl țin închis. Na, deci îl țin închis. Da, păi îl țin închis. Că doar aia mai avem un cap de să-ți putea să trece bateria. Nu, îl țin închis, îl țin închis că... Vrei să dau fost un meu telefon? Bă, na... Mai ține bateria, da, dar... Mă, nu, zic și de ce? În primul rând, mă sunt eu proastă. Pentru? Să-l iau. De fapt, asta că e și cadou. A? Pe lângă că e cadou. E și cadou și asta, dar nici bani nu-ți dau pe el, știi? Și mă sunt prost. Așa, și în al doilea rând, dacă îl iau tot la fel, se sparge. Pentru că eu, lucrând pe unde lucrez, n-am. Adevăr așa asta. Când mă mut și asta, oricum vreau să-mi iau altul. Pentru că asta s-a făcut praf, săracă. Ai văzut, spate, față, e praf. Nu vrei unul ca meu? Nu. Îmi e cel mai posibil să-mi iau S24. Oh. Și eu și Andreea. Oh, 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 e bine. Ori S23, ori S24. Da, S20, doar S, nu Ultra-ul. Nu, știu, văd atunci, pe moment. Cum mă mănânc în cur. Parcă nu mă cunoște. De adevărat așa. Nici când începi să mă mănânc în cur, ori mă scarpe până la final și îmi cumpăr tot așa, ori nu. Posibil să fie Ultra-ul, depinde, să văd ce diferențe, dacă găsim diferențe foarte mari. Că dacă nu e o diferență, degeaba să scrie Ultra, dar nu am o diferență, bă, majoră. Știi? Da, dacă da. Dacă nu, mă gândeam să mă duc până iPhone sau asta, dar... Nu mă aș duce până iPhone scump acum, pentru că nu știu dacă o să-mi placă și astea. Dacă aveam un iPhone, cum am vrut să-mi iau atunci cu Nicu, da, dar așa... Nu m-aș risca. Poate nu o să-mi placă, știi? Da. Și decât să nu-mi placă să dau o căruță de bani, îmi iau și ceva ce știu cum place. Sau îmi sub fără acum și-o făcut treaba din minuni, în afară când am avut eu grijă de el pantaloa. Ai venit, Andrei, pe aici să vezi ce iarbă e pe aici? Sau mai ai iarbă acolo? Mai este iarbă pe aici. Nu, mai ai acolo. Deci dacă vii, te panichezi, frate, ce e aici. Ce, vă panicați ce e aici, mă jur. Eu am mai dat eu iarbă, bine că de-aia și cu asta mică, dacă era cu una mare, era terenul ăsta, deci era în terenul acea, dar nu se mai termină, să mă bată mama. Și eu ți-am zis, am eu un S23, un S24, acum, na, depinde ce și cum, știi? Văd atunci ce mă mănâncă pe mine, fără. Oricum, îți trebuia să iau un tablet, un Samsung Note, cum eram? Da, nu, am uitat cum se zice la tabletele, la tot la Samsung. A, mi se pare că tot ajuns să spun un Note acum, că nu mai fac telefoane Note. Nu mai știu, cred că e Note, habar n-am. Și trebuie tabletele de aici, cu Andrei. Îi trebuie ei, cu facultatea cu asta, îi trebuie, știi? Nu-i de alta, dar îl ia cu ea, pac, repede scrie pe el, știi? Da. Mai bine ți-e o tabletă și băi, e mai micuță și o bagi repede în ghiozdan, decât ți-e un laptop cu tine, știi? Sau o carte. Bă, carte ca carte, dar ții tu o carte, dar aia când te dictează doar nu scrie pe carte. Și în care nu trebuie să-l dictezi, știi? Și na, mai sunt chestii, poate vrei să scrii ceva, nu știu ce, nu știu cum. Bine, că note-ul ăla e cam scump și e nou plus. În jur de 1000 de euro. Parcă zici că mă joc pe ea, să mor eu. Nu? Da. Zici că mă joc pe ea. Da, mă, dar dacă îi trebuie, îi trebuie. Eu acum nu pot să zic, băi, nu-ți iau. Bine, aș putea să zic, băi, nu-ți iau, dar dacă are nevoie, că logic îi iau. Pana mea. Nu să fiu, am fost să nu iau. Hai te, băi. Îmi fac piciorul, băi, parcă... Și gândești că nici n-am început terenul mare, asta e ce fac eu aici, o bucățică mică. Și parcă nu se mai terenul meu, ești nebun. Am înțeles. Am raza de întoarcere la Fiat-ul ăsta, e din cartof. Ce, mă? Așa n-o să-l ai? Eu vreau să fac și eu un 80 și trebuie să dau cu spatele. Hello, my friend!
Nu ești my friend, ești altceva, dar nu contează. Ce iubitul ăsta? Nu e vorba de asta, că ești iubit bun sau nu. Dar mi se pare corect și frumos ca atâta putem face și noi. După ce, că și ele fac destule pentru noi, curați ăștia ei seama. A să vedeți și voi pe parcursul vieții că o să ajungeți la vorbile mele încât o să faceți niște chestii destul de drăguțe că, pentru iubitele voastre, fără să le gândiți că, vai, Doamne, vreau ceva la schimb. Nu, pentru că nu vrei ceva la schimb. Eu nu vreau ceva la schimb. Dacă eu știu că e fericită și zâmbește și o cu zâmbetul pe buzi, e cel mai fericit om din lume. Mai ales cum vorbi zâmbește și asta. Mai de vei, de cușale. Nu, de cu spate, am zis de cușale. Păi asta zic, păi da, o să ajunge și voi încă să faceți la fel. Pentru că aici depinde ce e drept și ce e drept, aici depinde și ați văzut la părinții voștri. Dacă ați văzut iubire și asta, o să faceți și voi chestia asta. Dacă n-ați văzut asta și vedeți stres, urle, țipete în familiile voastre, cel mai posibil asta o să faceți și voi și nu, nu, eu nu vreau, dacă eu știu că e fericit, ești fericit, n-am nevoie de altceva de la viață. Dacă eu pe ea am fost foarte fericit cu asta, o să fiu fericit. Adică e destul că ea mă susține pe YouTube și cu asta zice, hai mă, fă acolo, haide mă, încearcă aia, haide mă. Aseară vorbeam cu ea pe telefon. Și am adormit, am trezit, am sunat pe ea și îmi zice, dar tu te fă episodul cu Andrei? Și eram, băi, dar mi-le să mă mai ridic din pat, haide tu, du-te fă episodul. Haide, altfel nu veneai. Ba da, tu, dar... Cu sălă. Cred că adormeam. Până-mi veneam iar. Până mă sunai când ți-am zis eu. Yeah. Tu înțelegi nevoia ei și asta e bine din partea ta pe ei. Nu neapărat că înțeleg nevoia, pentru că dacă nu e comunicare în relații, e degeaba, o relație... Deci mai ești în relații. Exact, dacă nu vorbești, nu comunici ce are nevoie și ce nu, pentru că noi ca oameni nu o să ne dăm seama exact. Suntem oameni, până la urmă, băgarea mea și cu iar mă mătic. Până la urmă, noi suntem oameni și greșim. Dacă nu vrei să vorbești cum ar veni cu mine și cu astea, să zici problemele și suferințele și bucurile și toate, ai de unde. Când iubești cu adevărat, ai să vezi că plângi ea, să stai acolo să plângi tu cu ea. Aia e. Nu-i parcă n-am făcut-o, dar nu contează. Nu urmăresc zodia. O să ajungeți și voi încât o să faceți la fel. O să luați un buchet de trandafir. Mă, da, uite, o să iei un buchet de trandafir. Un buchet de flori, nu neapărat trandafir. Un buchet de flori, fără să stai cu gândul că, hei, ziua ei, sau hei, 8 martie, 1 martie, dragi, lagi, nu știu ce. Să iei ca așa vrei tu. M-am gândit la ceva așa de tâmpit, acum. Mi-e și frică să răspund, să întreb ce. Știi că a fost 1 aprilie. Așa. E un buchet de flori care stropesc cu apă. Și ții, mamă, ce era să zic, dar nu trebuie să zic. Știi, trebuia să ții eu ceva, dar altceva. Mamă, bă, era 1 aprilie, trebuia să facem noi cu vrăjel, cu catering. N-am mai făcut. Deja suntem bătrâni. Deja au trecut 3 zile. Băi, să-mi bag piciorul în ea iar nu, că ți-ași talentul și după, ți-ași să-i tâmpli și tot neamul tău. Gândește-te așa, când înainte să fiu împreună cu ea, ce drept nu i-am luat un buchet, era acasă, nu putea să iasă, și m-am dus cu un trandafir la ea la pat. Nu mai mult, atât. M-am dus, am văzut-o, i-am lăsat trandafirul și am plecat. Atât, a trebuit doar să o văd. Și discuții filozofice. Discuții filozofice. Ce ai, mă?
A? Intră copilul din mine. Aha. Sau retardă din tine. De fapt, ăla-i mereu e afară. Ba! Aia vreau să zic! Da, așa e pe față mi-o zice, ești nesămțăt? Da. Nu știu de ce mai intră pe mine. Ai terminat o bucată! Nu știu, îmi fac linii de iarbă acum. Dacă nu-mi tragi pe nas degeaba. O să le trag după, că-ți vreau... Îți vreau câteva. Vin și eu, că vreau și eu, vreau și eu. Vino și ea. Așa, ce vorbea? Că am lăsat un trandafir. Am văzut-o, am luat-o în brații și am plecat. Nici măcar nu eram în relație. Atât îmi trebuia mie. Atât, nu-ți trebuie mai mult. Bine, și bărbatul e o persoană foarte complicată de înțeles, știi? Băi, da și nu. Uite, ca bărbat. Când e ca bărbat și un băiat. Dacă, uite, să zic că zice gagica ta, băi, nu pot să stau decât 5 minute, hai la mine să ne vedem măcar 5 minute. Bărbatul o să zică da, vin să ne vedem, pentru că alea 5 minute. Un băiat puștan, așa, o să zică ambele Andrei. Nu știu la ce se referea pe ambele Andrei, dar cred că stâmpi sau? Nu știu. Nu. Și un băiat puștan o să zică că lasă-mă în pace, că nu o să vin eu să te văd doar pentru 5 minute și o să plece. Și o să zică că ies cu băieți, lasă-mă în pace, nu mă deranja. Păi da, voi vă înțelegeți nevoile și vă ajutați unul pe altul. Tu când ești într-o relație, voi faceți chestiile astea fără să vă mai gândiți la bani, la distanță, voi faceți fără să așteptați ceva. Aia e, exact, aia zic. E fix la aia zic, fix la asta mă refer. Fix la aia mă refer. Chiar așa e, pentru că nu trebuie să te gândești. Și ar trebui ca toți să înțeleagă chestia asta. Că nu ar trebui să cer ceva înapoi pentru că i-a luat un buchet de flori. Boss, i-a luat un buchet de flori pentru că tu ai vrut să iei un buchet de flori. Nu te-a pus ea să iei un buchet de flori. Cu buchetul ăla de flori ai să faci fericită. Un buchet de flori. Un buchet de flori, da? Nu cu ineli, nu cu diamante, brățări, cercei de aur și toate alea. Poți să iei ce vrea. O fată, dacă te iubești cu adevărat, poți să fii doar lângă ea. Să vă petreceți timp împreună, că pentru ea se simte. Hai de ăia, e tractor, tâmpit. Vorbesc de asta și în jur tractor. Hai, băgate și mă ta. Da, de asta râdem. Hai de. Din asta, bă, ce distanță. Am citit distanță, scuzele mele. Cu gândul că distanța între mine și ea. Distanță de 100 de kilometri. Nu, și mă gândesc la ei care sunt în relație, dar unul într-o altă țară. Și chiar le merge. Mă, le merge pentru că nu se gândește la unul și la altul. Depinde și cât stai, dacă mă pui să stau 3 ani la distanță unul de altul, nu că n-aș sta, dar o să fie... Ok, cât? 100 de kilometri, distanță unul din altul, da. Deci 100 de kilometri? Da, 100 de kilometri. Fapt doar dus, cu întors până la mine acasă, 200 de kilometri aproape. Deci dus, întors, sunt în jur de 200 de kilometri. Ce am făcut? Cazi n-a făcut tractorul, da, nu ai să vezi așa ceva, nu, nu. Și pentru aia 100 de kilometri, mă duc să văd, au fost momente când m-am dus și am văzut o oră, la 100 de kilometri distanță, o oră, și plecat pe urmă, și mai puțin de o oră.
Dar am făcut-o pe oricare și am vrut eu. Nu m-a obligat nimeni. Fac, mă, văd. Bine că ai mașină? Da. Ia, stai că... E, nu, nu pic, nu pic. Mi-a dat pachet. Dacă pic, îs prost, dacă pic, îs prost, dacă pic, îs prost, dacă pic, îs prost. E, n-am picat. Nu, mi-a dat pachet, dar nu apă, pachet, nu apă. Le dau pachet la vaci. Dă-le pachet, băgaie și măsa. Mai ai iarbă de acolo de scos? Aha, mai am vreo câteva linii. Bă, ești nebun? Acum le trag pe nas. Stai, mă, că vin și eu. Vine repede, că altfel le consum pe toate. Nu fi bulanghiu. Copii, nu faceți asta, că... Oh. Acesta este doar un pamflet. Bă, e bun. Mi s-a disfundat nasul. Nu, da? Mhm. Mai ai vreo câteva linii, da, mai o leagă de... A, da, ai luat tot acu! Păi ăsta te-ai enervat și ai luat tot! Da, am făcut linii pe toate, efectiv. Bine, că erau și puține. 77 de toni și încă-i pe roșu, băi, ești prost. Bă! Da, gata. Productivitate de 84%. Adică dacă vrei safe, ia tot de aici. A, te deja ai dispărut. Da, eu n-am, lucrezi aici eu. Ce, dacă vii aici și vezi ce aici, e jale cu jumare. Ce? Câtă iarba ai aici, Andrei? De cât jale cu jumic? Nu, e jale cu jumare. Față de jale cu jumic. Fără asta. Păi, cum o zici și pe Andrei, e un pamflet. Tratați-l ca atare. Bine că eu am împărțit terenul în două, știi? Mhm. Eu am împărțit terenul ăsta în două, am făcut-o acolo o bucățică mică și am acolo dita mai bucata mare. Păi bine că știi, dar noi ce am făcut aici am fost un pamflet, deci nu... Nu prea suntem noi cu iarba. Și e primul rând din joc video și ne prostim. Da. În jocuri video mai merge, în mai viața reală mai deloc. Fetiu, mă certă pe mine mai cu talent. Fetiu, mai cu talent. Băga-mi și piciorul, adică stau acolo și la mine cu machina aici, cu iarba asta, cu bucățică. Bă, abici, terenul ăsta e și mare. Am făcut de-a linii de iarba aici, de să tragi pe nas 10 kg. Și nebun. E mai mult de 10 kg acolo. Băi, vorba de... Bă, counter-ul ăsta e gata, ce mai rămas pe aici ai... Da? De nu-mi coaza fi gata. Gen de colectat de piel. Da, nu las. Nu pică. Nu dă ma... Na. Haide cu spa... Bă, fetin cu rotă vrea să dei țapă, ești nebun. Mă, că am spălit așa o leacă, nu l-o ocupam, că ești nebun. 10 kg, puțin. Da. 77 de kilograme, scuze. 77 de toni. Câți bani ai luat pe 77 de toni de arbori? Cât ai luat pe ce? 77 de toni. De iarbă de care? Asta e întrebarea acum. Spală și tu tractorul. N-am bani! Suntem pe minus cu bani! Suntem pe minus cu 1000 de euro! Bine, 1000 de euro. Ce ai zis? Spală și cu tractorul. Spală tractorul. A, spală și tu tractorul. Am zis spală și cu tractorul. Unde-i pală și? Aaaa! Ba, Andrei, e sigur că vrei să vii cu Fiat-ul?
Cu care vrei să vin? Cu tracțiunii de cartofi. Pentru atâta tone de iarbă vă caută producătorii de pastele. Ba dracu, dar să vedeți și ei mai repede, că n-avea bani. Suntem și noi pe sărăchie, unde-s că avem nevoie de bănel? Moni. Eu cum pleacă! Eu cum pleacă! Ce sare tractorul pe aia? E deja 10? Când s-o făcut 10? În joc? Sau... În viață reală! A, a! Băi, când s-o făcut 10? Ce? Când s-o făcut 10? Ce azi? Vorbeam de relații, de iarbă, de... De pamflete. De pamflete, da. Vezi acolo la mine la ușă. FBI open up! Ce vorbeați voi de iarbă? Nimic, nenea, nimic. Ce vorbeați, mă, voi de transpinat? Nimic, nenea, nu eu, el. Nu, el. El, colegul. Așa. Păi trimiteți... Păi trimiteți conducătorul unui anunț în legătură cu marfa voastră. Nu. Acum 11 minute. Apreciez maxim alea 15 like-uri. 12 like-uri, nu 15. Ce dracu am luat fiatul de la început? Nu puteam să iau pe ăsta care are raza de întoarce cel mai bun decât... Fiatul? Că prost de asta! Că ai vrut cartof de asta! Pentru că cartof de aur! Cartoșca! Aoleu, dau pe rus, stai alea! A, băi, acum înțeleg la ce te referi cu căcazi în... cacafonie. Ca virgulă, ca zbăi. Aici nici, bă, nici nu cer să mă bă. Țapă, fraierii. Hai mă, că nu pici. Nu, mă? Să mă risc? Dă-i. Nu mă mai bag. Nu mai vrea. Nu te bag, bune, că tu poți să ieși. De fapt, ăla tău are ceva căbuț. Na. Na, nu eram viteza care trebuie, de asta a făcut așa. Nu mănâncă și pe noi cur. Întrebarea mea, cum dracu fac asta să fii linii? Băi, eu zic totuși din fiatel. Stai un pic. Unde ești, mă? Patele tău, bine. Stânga ta. Fii atent, uite la mine. Uit. Ia-o dintr-un capăt și fă câte o linie, adică te duci pe parte, te întorci pe partea cealaltă și unești cum ar veni mai multe pe o liniuță și faci mai multe linii. Înțelegi la ce mă refer? Băi! Ce-i ochi închiși? Nu știu. Pare că ai ochi închiși. Ai înțeles la ce mă refer? Te duci pe aici, o iei drept, te întorci pe partea cealaltă și ai făcut o linie, știi? Și pe urmă faci altă linie. Ai înțeles tu? Mm-hmm. Sigur? Poate. Cum e zona aici? Mai mult de atâta indicație nu pot să dau la poștă. Bă, eu stau cu geamul deschis. Eu stau în aer, nu știu ce vorbești tu, eu stau în aerul cald. Da, gen, am geamul deschis în spate acolo. Cam, l-ai deschis tu? Mhm. Cum că cata ai reușit să l-ai deschis? Controllerul. Nu fac, nu. Normal, e, probabil, și cu mouse-ul aș putea, cred că... Da, țin click dreapta pe ăsta și dau în stânga sau în dreapta. În dreapta deschis, în stânga închid. Mhm. Bă, da, terenul mare ăsta, mâncați așa. Căutăm colegi de fermier, caut nevastă, ca să lucrăm aici pe tractoare, care se bagă, face Andrei 500 cu un suc.
Ieși mă de aici. Cu shawarma o zic că faci ce-am de fapt, scuze. Du-te mă de aici! O zic că el are bani. Da mă, ce lefter, că mi-am cumpărat și o SSD, acum sunt lefte iar. Cine tu ai SSD? Tu. Și mi-ai zis că mi-ai zis că acum merge și mie tot mai bine. Păi... Poți mie aici ceva. Bă, dacă vreau și armă, îți dau, dar când am bani. Bă, nu, că eu nu vreau să mă îngraș. Îl văd pe meu cu skill-ul slupici. Hai, cum am dus și eu dacă e. Mă uitam la tine. Gata. Vreau să iau măcar partea asta care e pe lângă apă. Să-mi iau mai, să-mi mai aproape de margine. A dat 15 euro pe o animație de profil. Și urma de casă, olei, da, da, aia merge. Bă, și-a urmit ca de casă, da, ar merge. N-a zice nu. Cum să dai 15 euro pe animație de la... de profil, de stai. Mai de profil, n-avem bani. Suntem săraci. Capac. Copac! Ce da, să zic copac e figurat când îl lovesc. Pac. Coro a dat care unul. Ce-i da mai, a dat 15 euro pe o animație de profil? Ha? A, nu, nu mai, e căcatul ăla care l-am câștigat de la... de la stai, lootboxer. Stai, Gabi, te referi pe Discord. Că dacă e pe Discord, o câștiga nu știu ce, unde, exact, nu am fost acasă. Asta era nu... de 1 aprilie niște cutii care puteai să-l deschizi pe Discord. Asta și dacă nu mi-a zis la timp bulanghiu. Bă, zic sincer că atunci când l-am deschis eu, era cred că vreo 1 noaptea, că am închis calculatorul, m-am băgat în pat, nu mi-era somn, am deschis calculatorul și ne-am deschis pe astea. Și mie de ce nu mi-ai zis? De ce nu mi-ai dormeai zis? Și dacă te trezeam, după aceea ziceai de ce nu... E pe Discord, nu, nu da ceva. Nu mă, mă refer că de ce nu... mi-ai dat mesaj. Când mă trezeam, îl luam și eu. Trebuie la joc sau la posta de la portul da, de postă? Da, aia de pe dis. Ce-ai făcut? M-ai intrat în apă? Stai să văd dacă poți să ies. Ridic-o în sus, așa. Dai cu spatele în gol, ca bouă. Na, că ești prost. Nu, no, nu, no, se mișcă. Milimetric, dar se mișcă. Sigur? Nu. No. Nu! No! Bă cât, bă, cât timp nu-i țeava de șapament sub apă, totul e bine, taci din gură. Hai, dă-i. Așa, așa, mă duc într-o parte prostă, mi-e dacă vrei să treci. Din nou, cât timp nu-i țeava de șapament sub apă, e numai bine. Băi, și eu vroiam, dar uite că Andrei nu a zis nimic. Nu mi-a zis mie, dar păi, mi-a zis că l-am. Da, da, eu 15 ore pentru un căcat pe Discord. E, nici atunci eu. Când am bani, poate, dar... Băi, eu n-ai dat nici tu. Bă, da, și tu cam aș plăti bani. Nitro-ul aș plăti pentru că Discord-ul și dreptul și folosim foarte mult. Și aș face și bus la server să avem mai multe chestii.
Doar că când o să avem bani, când o să fiu monetizat de YouTube și poate merge și cu TikTok-ul, da, o să cumpăr Nitro, o să fac pe server Discord Wi-Fi, o să cumpăr mai multe chestii pentru calculator, o să cumpăr niște o cameră web fine, o să facem vloguri, o să facem cu mașina. Tot vreau să fac un poate un vlog cu mașina. Poate. Passato. E Passerati, bă, tu nu știi cum de asta. Passerati. Da, e Passerati, știi ce e? Da, mă scuze, încă nu sunt în comunitatea de Passerati, mă scuze încă. Păi dacă nu e, dai pe ăla odată permisul, cum a săturat eu? După aceea ajung și eu imediat. Ajung și tu la Passerati. Da, mă, da, nu e mai vechi, mai te rog frumos, e mai pe Evo Mediu. Evo Mediu, mă? Da. Noi vorbim de Passerati adevărat, nu Passerati. Da, și eu iau fix pe ăla care are cei mai mulți kilometri, cred că. Dublu față de mine. Aha. Bă, ai folosit și pentru muncă. Are mașina aia, da și duce, frate. Notează că vrei să îmbunătățești. Stai, și să îmbunătățesc. Ce? Am? Trebuie să fiu atent un pic să o și iar pe asta, pe tractorul mă pe nas. Dăm la băcuță să tragă pe nas. Bă, eu ți-am să faci mai multe linii, da? Mergi și așa cum faci, da? Na. Le fac cât mai apropiate, le iau și după văd după. Am intrat în iarbă. Am intrat bine în iarbă. Stai așa un pic ce. Să răspund la mesaje. Ha, de data asta n-am mai căzut. Camera web, etc. Da, când o să mă monetizez YouTube-ul, da, o să cumpăr mai multe picături. Până atunci, din bani proprii, nu o să am foarte mult. Exact cum a spus și Gabi. Ce? Am unde pe mine. O să cumpăr pe viitor, de asta vreau să crești pe TikTok și pe astea. De asta și pe TikTok mai postez și una alta, de asta pe YouTube facem live-uri. Au fost momente în care n-am făcut live-uri chiar seara de seară, dar au fost momente în care chiar am făcut live-uri seara de seară și nu puteți spune că nu. Și tu, Andrei, zi-mi tu că nu. Da, au fost zile în care am făcut seara după seară, am avut 3, 4, 5 live-uri seara după seară. Adică chiar am încercat să facem să fie frumos. Să pui moderator pe tine? La mine, frate, sau pe tine. Adică stai un pic cap, explică pe tine, că zici pe tine și nu-mi vine acum cap. Eu sunt un pic mai prostus și pică înapă, nu pică înapă. Eeeeee, Passerati avem noi aici! Passerati! Passerati! Unde dracu ai mai scos-o și pe asta? Era unul și în loc de Maserati zicea Passerati, știi? Și când mi-a arătat ce mașina are, adică Passat, m-am pișat cu mii de rest. Aaaa. Și mi-a venit și mi-a cucu. Passerati, tate, avem Passerati. Ce vreau să zic? Stai așa. Andrei, cum se cheamă șofer? Nu, proprietarul unui Audi. Cum? Șofer de inel. Da. La Passat nu mă întreba, nu știu. Nu m-a venit pe cap, sincer. Să-ți dai seama cât de iarbă ieșim aici, frate? Bă, eu cred că chem pe ăștia să fac iarbă de la noi. Dar să ne plătească, drept. Poate mai suntem și noi pe mine. Bine, că am putea face baloți, am putea face asta. Să pun moderat...
Ai zis că am serial amândoi pe tine. Că da, păi, săriți pe mine. Doi moderatori s-ar pe mine. Acum să dați trebuie. Nu, na, bă, nu, na, nu-mi faci mie, na. Dar tot nu. Poate nu. Andrei, vină cu a. Uite ce am găsit pe jos. Da. Ai găsit un tractor de ăla? Tu coboară și vină cu a. Oprești motorul. Ah! Oiiță! Dai tu sau dai eu? Că eu am luat pe ceva. Mamă, nu mai avem minus 1000, e minus 360. Da, da, dar acolo l-am văzut, știi? Vezi, dacă trebuie să fii... De 10, parcă. 10... Uite o barcă! Hai, ia mai lasă o leacă și pe noi, că m-am săturat de la câta iarbă. Mi s-o acrimi. A, barca aia de acolo? Da. Cred că te referi la barca de șcărie. Nu, uite barca. Cum ai mers atât de repede? Ține shift-ul apăsat. Păi ține shift-ul. Nu, nu, nu. Aveam eu un călărgan din... Nimă, unul care stă aici pe pod. Pe pod. Doi. Da, acum l-am pus să spun așa. E aici ceva. Uite, asta vreau să zic, uite ceva acolo. Ce e asta, remorcă? Balonchiere. Nu pot să le iau de aici. Eu zic că să cauți asta decât să luați iarbă. Mă, dar nu sunt multe, sunt vreo 10 bucăți. Dar suntem și noi pe pus bani. Da, bă, nu cred că e balonchiere. Ideea care face mâncare mix. Am picat la... Stai, sunt mai multe tipuri diferite. Uite, noi trebuie să găsim 10 tractoare, 10 de aia și 10 de celelalte. Why, mam? Sunt câteva atunci. De, mișto chestia asta. Reborcă. Iau tot de asta. Mai avem 9 de astea. Păi dacă mai căutăm mult așa, facem bani. Moșule, ai prins ceva pe aici sau nu? Moșule, ce tânări. Andrei? Da, am văzut barca. Nu, nu, vină cu aia. Păi mă apuc de căuta de astea, frate, așa. Eu mai stau pe lângă placul ăsta, că cred că mai găsim. Bărcile alea sunt cam dubioase așa un pic, știi? Eu zic că ar trebui să fie ceva pe acolo. Zic eu. Nu faci nicio căcat. Ești căcat pe mine. Ce faci, mă? Te dai căcat pe tine? Nu mai zic că nu faci niciun căcat. Nii, mă, de aici este un șopolan. De acolo este mama natura. Mama natura. Ia. Am râs, am glumit, am găsit, avem bani! Nu mai stă pe minus. Bine. Suntem pe minus, dar... Măcar avem... 2000 acum. Pornim aici tractorașul. Bă, dar cum l-am văzut, mă? Ce ochi de futura. Tot ai nevoie de clar. Da, adevărat și asta. Uite, mă, că nu mai avem un sternăm și noi partea asta, mâncați-și. Da, normal, noi ar trebui să ne upgradeam și noi un pic astea, că a piciorul cu asta să fac singur, cu una de asta, mai bine mă duc și mă împuși.
chat, eu mă duc să mă împuși cu asta. Nici la dușman nimeni nu-i cer așa ceva. Eu nu am așa ceva, dar nu contează. Tu nu-mi zic că e cumva dușman și nu știu eu. Bă, mișcă doar să fie. În afară de ăla. Eu n-am nimic cu el, știi? Na. Pentru ce-a făcut el, pentru ce-a făcut el, n-am eu treabă. Dumnezeu știe ce să-i facă. Nu mă duc. Da. El o să regrete, el deja regretă pentru ce-a făcut. Poate că capul... E târziu, frate, târziu. O să regrete și 30 de ani. Târziu, da. Nici nu prea poți să zici ce-a făcut din cauza că faci live. Bine, în general nu poți să zici pe online. N-a fost bine, atâta pot să zic. Doar n-a făcut bine. N-a făcut fix și vă ziceam eu că ar trebui să faceți. A făcut complet și complet altceva. A făcut ceva ce nu mă așteptam eu să fac el. Și-l cunosc de ani, de zile, nu mă așteptam. Dar uite ce face băutura din nou. Așa că copii, lăsați băutura și dragele. Și păcănelile de în gură de păcănele. Bine, dacă ar vine acolo să-mi zică că o să mă sponsorizeze, eu le cer prima dată 5 miliarde. Dacă dă 5 miliarde, poate zic da. Eu zic că fac destui bani din păcănele, așa că părerea mea e că eu zic că ar trebui. Aha? Zic că fac destui bani din păcănele, așa că părerea mea că am trebuit să dă. Băi, dacă zic nu, pe lună. A. 5 miliarde pe lună. Parcă ți stă sponsor pe viața aproape. Nu, dar e vorba, poate să stai și 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6. Depinde cât, dacă aduci oameni sau nu, știi? Uite Colo. Da, asta mă gândeam acum la Colo. Colo are câteva luni buni, de când faci live-uri. Când mai faci păcănele. Cu păcănele, da. Ei, am venit-o. Na, am pedit tot aici, tractoraș. Eva. Ia să te șum. Mai ai spus la mesaje. Dăm un pic cu spatele. Bă, cu spatele am zis, mă, eu dădeam cu spatele, tot în față mă duceam, știi? Mai am un pic și termin și eu aici, ești nebună ca. Andrei, eu zic să te grăbești, băiatul meu, că dacă îți face sară, nu știu dacă mai vezi iarba asta și diferită. Mă, oricum, și aici, eu ies un pic de iarba. Cam lumin cu asta. A? Am lumin cu asta. Da, ăsta n-are băgame și piciorul. Pe spate, pe față am, dar pe spate e ciuciu lumină. Nici oameni buni, eu ce vă pot zice, iubiți-vă aproapele, cât de mult puteți. Iubiți-vă omul care vă face fericit. Că merită. E foarte mult fără merită. Chiar dacă ea spune că nu merită chestii, zice mami. Nu, dar mereu... De fapt am și o mentalitate asta, da? Mereu zice că eu n-am făcut nimic, tu faci multe. Și zic, ba nu, tu faci, dar nu-ți dai tu seama. Ba nu, că tu fac. Ba da! Face, dar nu-și dă seama. Pentru mine nu trebuie să facă mult. Pentru mine, dacă e lângă mine și mă susține, mai mult decât cred ea că poate să facă. Te ajuns, mai bine zis. Da, dar gândește că ea... De câte... Ea seara mi-a zis, bă, dar du-te, fă episodul ăla cu Andrei, că na, că ai zis că faci episodul, că nu știu ce... Și eram, da, mi-e și somn un pic, da, mai stăm un pic de vorbă,
Da. Mersi mult de cele 13 like. Da, mai mai vorbim un pic. Da, nu știu ce. Și am adormit, știi? M-am trezit imediat. Așa, cum ai trezit tu de fapt. Și am zis, băi, lasă jumătate. Îi dau un mesaj că, băi, m-am trezit, dacă e bine, că nu știu ce, că da, nu știu ce, că mă sună iar, că nu știu ce. Și îmi zice, băi, du-te și fă padre episodul ăla. Și era, da, mie... Nu că nu aveam chef neapărat, dar... Na, de foarte mult... Era somn. Da, vin foarte obosit. În momentul de față de asta, când am vorbeam și am zis, bă, că îmi plec la vară, o lună vreau și eu o vacanță. O lună. Băi, măcar o săptămână sau două vreau vacanță. Adică, nu muncă, nu nimic. Vreau să mă calmez și eu să-mi fac numai YouTube și TikTok, știi? Mm-hmm. Îmi plec, să facem frumos. Adică dacă aș putea să mă, să-mi întrețin casa și două persoane, în care o persoană e la facultate și eu care lucrez, din YouTube și TikTok, aș face toată ziua asta. M-aș juca non-stop, pe telefon cu voi, pe orice. Aici nu depinde de mine, aici depinde de oameni. Că mai mult de atâta eu n-am ce face, fac live-uri cât de mult pot, episoade încerc să le fac și pe alea. Uitați, vine fac un live cu horror, sâmbătă nu o să fac live cu plecat, deci o să vină niște episoade. Duminică nu știu exact la ce oră vin acasă, deci o să avem episod. Dacă vin de vreme acasă, ajung la un 8. Da, fac un live, da. Nu prea presim, ba nu, de fapt o să fac și să mă deschid un live. Telefon cu stand-up 2, Clash Royale, Brawl Stars. Andrei, te fac la un Clash Royale? Să mă deschid? N-am mai jucat decât ceva timp. De nu, m-a trecut. Stai liniștit, boss, că am trecut eu. Da, știu, am văzut. Băi, lasă că eu acum că termin, mai am o linie, asta e din ultima linie. Na, cred că trebuie la Clash Royale, măcar te-l aduc aici aproape. Mă duc să parchez ăsta, că nu mă mai duc și la cealaltă de iarbă. Mi s-o acride la atâta iarbă. Stai. Mă, oricum, de pe terenul ăsta am scos niște iarbă destul de bună. Și fii atent ce facem. Până când terminăm și asta, vedem cât iarbă avem, știi? 7 lei natural, 7 lei. A? 7 lei natural, 7 lei. Vrei 7 lei naturale, 7 lei. Acu' o tai, acu' o tai, 7 lei. Să vedem... Lasă-mă la mine. Gata, bă, frân, frân! Ce pun aici? Mă gândeam, păi eu am terminat. Dar nu pot să ridic. Bă, dar ce nu pot să ridic? Ce să ridici? Și nici eu nu pot să apăs. Lasă pe mine. Gata. Așa? Mhm. Vrei să-l duc eu și te bagi tu direct în aia? Păi și trebuie să le faci linii? Mă duc ăsta și după aceea continui linii. Lasă răjeala! Da bă la băiat, da bă la băiat! Bagă pe linii acolo! Uite, băi, să scape repede de a face linii. Adică eu m-am închinuit și am tăiat atâta iarbă din sfacrit prin ea să-și picură. Ce măi, nisip de ți-a intrat în canisipul? Nu mai pot, mă, băi, îmi bag piciorul în ea iarbă, mă. Băi, n-am o problemă să tai iarbă, dar e faza că e mică ăsta, știi? Da. Și-o faci greu. Da, pentru terenurile mai mici, da, mai merge, dar pentru ăsta, nu. Nu poți, frate, nu poți terenul.
Valeriu Dima. Salutare și spor la live. Mersi mult, apreciez maxim. Am parcat-o ca de buci, mă. Și mai sunt și cu volan, mă mai fac și de râs acum, că nu ai punti, știi? Așa, așa, cu spatele. Nu știu dacă s-aude volanul, am să... Eu l-aud, așa că s-ar putea să audă. Nu chiar, uite, unele chestii nu s-au auzit la pe live, sper. Unele chestii s-au și unele nu. Adică când te bești? Bești, parc, nu! Mâncam eu curul. Ai auzit vă asta vreodată? Ce? Mâncam eu curul. Da, văcuța lui tata, da, tati, da. Mușiții. Mușiții, cu față și tălpile, fă-te mari. Fă-te mari, tati, fă-te mari. Op, 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 op. Eroina. Da, se aude. A, deci se aude și volanul. Ma. Ia, ia, ia. Că n-avem bani, fidem pe sărăchie, frate. Am să o suie. Mă, scuzează de pe acolo. Așa, n-am eu niște setări calme pentru volan, aia mi-e ciudat. 15 like-uri, apreciez maxim. Dați așa un pic. Cât avem? Ai dat cumva alt tab? Am dat SKU că se salvează, mă. Acum am dat alt tab. Deja asta mi se blochează. Acum am dat alt tab. Da, am ping-ul mai mare decât îmi trebuie. Imediat. Nu, mi-am amintesc când pe o mapă de farming care ne jucam noi și aveam cu albine. Cu albine zici? Dacă mai ții minte. Parcă mai ții minte ceva. Și făceam și haine sau ceva genul. Aha. Da, o ții minte. 80 de tone. Productivitate de 94%. Ok. Ia să vedem. Mergem cu Fiat, frate. I-am dat ok. Am dat ok, chat. Mamă, Fiat-ul ăsta chiar care e de cartofi? Zis! Am zis că mici, frate, dar chiar că zici care e de cartofi. Chiar dacă mă joc controlul, îmi dau seama care e diferența dintre ăsta și Fiat-ul care are raza de întoarcere de-a lungi cartof. Aici suntem fermieri, caut nevastă. Are nevoie aici de suntem... Avem nevoie de ajutor pentru a spate mai multă... Da, lua mai multă iarbă. Adică punem pe ei să spate iarba că noi ne-am săturat. Adică eu. Nu fac, cred, frate. Frate, nici n-am făcut linia asta și deja ascul. Hai să... Păi tu știi cât ies aici, mandri? Ambelito, scoate-mi iarbă de ambelito. A, păi ne punem, știi cum fac, pun 360, știi, după ce termin cu astea, iarbă nu mai avem treabă vreo perioadă de timp cu, pentru văcuții, știi, cau, îi dăm productivitate coloșala să aibă și să crească coloșala la 8 luni ca să facă lapte. Punem vreo 10 luni ca să avem și niște lapte, ci drept o să fim noi pe minus cu banii, știi, și până atunci mai explorăm și noi harta, știi? Mai am ce bun era rău acum. Da, nu poți să te urci cât e doi, aia e buba. Da, atâta. Nu știu de ce n-ai putea pe mașini totuși. Tractoare da, mă, înțeleg, hai. Unele chiar n-au locuri, e dar... E mod, cred că este și mod. Nu știu dacă este mod, sincer zic. Haide tu, dă-i cu spatele, cu steca, foci mestreațo. Băi, băi frate, dar are de cartuful ăsta în locație. Am zis?
Cartof, cartoșca. Țăran caut nevastă. Ce mă? Țăran caut nevastă. Iauzi, Andrei, țăran caută nevastă. Auziți, fetelor, e disponibil. Auzi, disponibil e un an aproape. A? Ești disponibil de un an aproape. Ei, tași de mură. Aia, am încercat. Am scăpat cu schemă, da. Schemă cu fiatul ăsta. Nu faci nicio schemă, zic cu acum. Scheme, ce schemă să fac, frate, cu ăsta? Că trag de volan tot. Trag de volan. Mam, păi trag de volan, trag de volan. Trag de volan, trag de volan, că pot. Nu că pot, că trebuie. Că poți. Tu poți? Putuți? Puți sau putuți? Nu știu. Au. Hai tu. Hai tu, intra cu roi. Tu e liniile care le-ai făcut atoa, acum care le-ai terminat? Păi, asta e linia normală pe care ar trebui să fie continuarea din ce am luat de la tine. Bă, de acolo n-am mai fost. A, e, am luat o continuare ca să fie măcar drept, știi? Deja-ți la 56 crescuri. Mâncați ai șochi, Andrei, pupați-ai stiei și talentul tău, cum ai făcut aici linia asta, ai făcut-o special să mă urești, mă ură tanța. Pătic. Mă ră copilul veta lui Ene. Stai un pic, am intrat la vecinul. Mă pățesc la vecinul, știi? Nu văd nimic. Tu ești pe iarbă. Na, m-am băcat. Am zis că facem schemă, știi? Nu merge schemă. Dar un pic mai lung. Nu merge schemă. Și deja m-am umplut. Ce volan ai? Am un Logitech G29. Schimbătorul nu-l mai folosesc. Îl foloseam înainte, dar nu-l mai folosesc. Nici prea cum așa poți să trebuie să instalezi un mod ca să-l folosești. Da, nu cred. Nu mai țin minte exact. Ba, la da, la jocul ăsta. La asta era. Ba nu, SnowRunner. La SnowRunner e cu modul. Aici, dacă nu ești, trebuie să intri în setări, ceva. Nu mai țin minte exact cum era. Numai că îmi trebuie niște... Tot caut niște setări ca lumea pentru farming, pentru că eu acum cum ar veni cu roțile drept, știi? Eu acum trag, uite, stânga-dreapta și nu se mișcă, uite, abia acum se mișcă, uite aici. Și deja e la jumate de rotație. Adică, Andrei, unde linia e albastră, ajunge unde-s butoanele, dacă n-am fost atent. No, înțeles. Înțelegi tu? Și e așa, e un pic mai tare de rajan. Bă, dar harta asta e chestuită tare, bă, întrebă, că te-aș întâmpla. Trrrrtațață. Hai de putale. Oh, oh. Nici nu vreau să mă uit să văd dacă bag cum trebuie. Bă, mi-a luat eu, ești prost? Deci, am băgat cum trebuie. Cât avem? 90 de toni. Hai mă, măcar cu galben să-l vă mâncați. 96 de toni și încă-i curău și uba, Andrei. Tu îți dai seama? Păi pentru 500 de vaci cam cât ar trebui să intre acolo?
Nu știu, frate. Dar e așa, că am pus frână și accelerație în același timp. Eu sunt Poseidon, știi? Și frână și accelerație. Și frână și accelerație în același timp, bucații și... Nu știi tu cu de asta, Bandrum. Când o să înveți tu cu de asta, să vii să... să-mi spui, da? Ce vrei să faci, mă? Burnout? Da, da. Burnout cu... Fiat. Tractorul. Cu Fiat-ul. Tractor. Nu, nu, Fiat. Sunt mai multe tractoruri, dar uite, crede-mă că dacă nu mai știu, găsești IRL. Să vezi, nu parcă, nu parcă cunoșteam noi pe unul care a făcut, te-ai făcut tractorul. Cine? Petlișor. Și nu știu dacă ăla chiar a făcut sau nu. Hop. Am intrat, am intrat bine. Facem dreapta. Bă, dar asta are de cartof, cartof. Ia când ți-am zis asta, Batman, Batman. Bă, zic că nu are mă așa, dar are de cartof, cartof, frate. E cartoșca, cartoșca. Păi, chiar fi cartoșca, cartoșca. Ai făcut și tu niște linii, ai făcut, nu? Mhm. Cred că mai am un pic și să fac o singură linie, care o să fie gigantică. Cred că și asta o să fac, sunt trapane la cât din guste pe aici. Foarte atât cum se fac. Tu ești ala cu liniile. Eu doar liniile. Ah, tu linii alezi. Bă, taci, mă. Mă, dai de gol așa de față cu omul. Poate. Nu, sincer. Bă, chiar vrei să răspund la asta? Da, mă, mâncați aici, dar tu ești, tu vezi ce mi-ai făcut acolo. Eu zic tu mie cum ar trebui eu să intru aici fix în colț. Păi tu cerc. Păi și tu, puii mei, nu te băga direct acolo. Păi da, mă, mâncați ești talentul tău, dar eu practic n-ar trebui să iau tot, eu cum iau tot? Na. Iau-o pe lângă linie. Taci, Iulian, că, fi, ce... că Fiat-ul nu vrea. Bă, ești prost, Fiat-ul nu prea vrea. Iau-o, nu, nu te duc așa. Taci, mă, Iulian, că vreau să întorc eu. Ai uitat că ăsta are... Mamă, cred da, că ești... mai bine luam piticane, ce ești nebun? Oh, 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 dă-te! Păi le-am făcut eu ceva, ceva, Valeriu. Pai să tare la volan când intri în joc la opțiuni. Știu, am făcut eu ceva, ceva, că am găsit pe niște sau ăsta, dar nu... nu-mi place. Parcă tot la fel, nu... nu funcționează. Op, dacă nu-mi ia. De asta zic. Mai sunt persoane care știu, am mai, deci am căutat pe net, pe net și l-am luat din afară, nu că l-am luat de, nu știu ce, l-am luat din afară și, nu știu, nu, deci, jumătate din, o, jumătate, un pic din volanul meu, stânga-dreapta, dacă trag, nu funcționește. Și asta e un pic deranjant, mai ales când joci și îți trebuie un pic de fix să, să fii fix, să tragi de volan cum trebuie, pentru că eu acum trag un pic de stânga și nu se duc, trebuie să trag tare stânga. Să mă duc și pe urmă să trebuie... Mamă, băi, ce-mi trebuie mie o nucă, frate, ca la tir. Știu că sunt, cum au... Știi că sunt de-astea de volane, bă, care are doar motorul și poți să pui volan pe el? Gen motorul de la... care pentru... Păi da, dar și eu pot să fac asta, pot să scot volanul de la ăsta, asta mă... Da, există, există la, de la o firmă un volan care e chiar fix de tir. Sunt mort. Da. Volan genă... de tir. Da, gen, stă ca la tir, gen, nu stă fix în față, stă mai ridicat în sus, oleacă. Eu am făcut setările simul și merge super bine. Acar bine că-ți merge ție, nu? Nu. Și m-am luat după cineva, nu mi l-am mai făcut eu, am făcut setări, mă umblam și pe urmă în Logitech Hub. Tot m-am mutat un pic sus, ca țăram de un efect. De asta zic, adică am încercat, am făcut una alta. Eu acum trag stânga, nu vrea, trebuie să trag un pic mai tare, trebuie să trag până jos, unde dunga aia albastră. Și asta e un pic deranjant, pentru că tu vrei un pic, tu ai nevoie de mișcații fixe și nu poți cu asta. Hop. Foaie, am 101 tone de iarbă, frate, și...
Andrei tot pe roșu. Ai auzit? Mhm. Bă, dar știi ce cred că fac? Stai așa că o să fac o schemă. Păsăm și noi Q-ul. Băgăm și noi Fiat-ul. Ba, Fiat lângă ăsta. Are tip cartof, frate. Nu-mi place puntea asta de la ea, e tip cartof, frate, nu. Nu pot, nu pot, stai așa. Și nu e așa. N-avem oglinzi, dar nu contează, dăm cu spatele așa. Pune și motorul. Am lăsat motorul ăsta pornit. Hai că zbor. Băi, cum se mă trimit pe ceva? Și tu acu. Se separe, nu? Nu? Mă, am luat și o piticanea asta, o meu, frate, care chiar o folosesc și merge cu inie. Bă, ca știu că ăsta nu-i tip cartof, frate, pot să fac... Niau. Niau. Ok, la limită luat. Cu asta ești nebun? Fără nicio frică, la limită, perfect. Trebuie să trag eu un pic mai mult de volan. Asta e singura chestie care mă enervează. Uite, în Eurotrack n-am problema asta. Da, da. Mi se pare că e făcut de altă... Logic. Eurotrack n-are nicio treabă cu formula. Am zis că fac o schemă și n-am. Deci dacă amândouă sunt simulatoare. N-am nicio treabă cu simulatoare, boss. Nu e nicio treabă cu simulatoare. Și... Dar și eu, hai să fac și eu un joc simulator. Nu e nicio treabă. Fiecare au firma lor. Farming-ul. Giants, adică cei care fac ăsta, știi? Da, developerii. Da. Giants, zic că nu, au făcut farming aici pe mobil și pe calculator, știi? Nu-i 22, 23 pe telefon, 24 o să fie pe calculator, știi? Da. Numărul impare pe calculator, numărul impare e pe telefon. Și până acum era invers, 17 era pe telefon, pe calculator, știi? Deci ea sunt 80-91% cu boss. Știi, era nici un slinic care l-am făcut eu. Ba da, am luat linia pe care ai făcut-o tu. A, da? Da. Am luat din linia pe care ai făcut-o tu, aia mare. Gata, sunt full. Măcar cu ăsta mergi și mai repede, știi? Fiatul ai duc, mamă, dă-te un pisicii mei. Mamă! Cu Fiatul prins 25 la oră, cu ăsta ai 43 la oră, știi? Aia, cu ăsta 59, băie mei. Da, tu, da. Vezi ce am aici eu? Da, adevăr așa asta. Și totuși are 150 de cai. Pe cât am zis eu? Ce? Cât am zis că prinde asta? 53. Nu, 39. Vezi, bă, am eu prinde mai mult. E mai ușor de asta. E mai ușor. E n-are cabină. La setări dispozitivul ăla în zonă... Moarte 0%, sensibilitate 100% și merge bine. Aaa, 0%! La cine m-am uitat, avea la Xi, la toate, le avea la 3%, 3 sau 2% ceva ce nu? Hop, Le avea la 3% sau 2% cu 100, știi? Și băi, nu, tot la fel, parcă tot la fel merge, nu văd o diferență. Ce-ar să te lor? Păi da, trebuie să ieși din joc, mă. Din hartă, știi? Cam porcărie asta, sincer. Păi da, altfel nu merge. Vă stă 11 și tu preș.
Fermier, nu eu, fermierul de Andrei caută nevastă. Ești Andrei? Poate. Fermier cat nevastă. Nu caut, cat nevastă. Nu ți-ai mai schimbat numele? Mi-a schimbat. Nu mai ești în Andrei? Tu ți-ai schimbat la Curo? A, simplu, că n-am intrat. Ai schimbat, nu mai schimbat asta, Andrei. Numele l-a atașat de mult, așa că n-a zis de asta. Nu, nu apă. Poți să bag fiatul în apă, bag piciorul în ea? Nu, că pe urmă nu ne mai dă bani. Am înțeles. Ai terminat acolo? Mai ai doar pe asta? Mai am, trec un rând sau două. Și apoi ai terminat, nu? Trec un rând, da. Bă, poți de aici? Nu zic că ai făcut rău, dar ai făcut nici bun. Dacă vrei mă pun iar să le fac, o să fie, o să arate ca din cur. Nu mă refer, mamă, ce mare, ai făcut-o pe asta? Da, că era foarte aproape de gardă, asta am făcut-o mai mare. Dacă m-am mâncat, puteam să fac doar un singur rând, care era gigantic. Vezi, fac asta? Ce interesant. Frate, deja 75% din grămada aia măricită. Mare, mare. Frate, cât e iar bine să le iei să-mi bag. Gata, ia sute. Nici nu zici că iau iarbă. Nu? Bine, iasă și de 8 ani jumate. E mod, el așa pare așa... Are morcuți de aia vechi de iarbă și îmi place. Asta e un international. Am uitat de care? 1246. Merge blană. Îmi place că poți să-i pui cu cabină sau fără și... E mai șmecher așa fără cabină. Da, până când ai nevoie de 1200 în spate. Da, sincer. În afară că când ai nevoie de lumini din spate nu ai. Păi... Au ce să ridic, au te pe două roți. Și vorbim, frate, pe două roți. Rupi tot, sparge tot. Bă, are vreo 115 tone, deci are un pic de mâncare. Dar nu ai pe verde, pe galben măcar. Nu? Nu. Avea mie și picioare. Bă, măcar am mâncare. Ce stai aici? Au, frate, mâncare, dar în domnul iartă, mă, chiar au mâncare, nu pot să zici că n-au mâncare. Are 122 de tone. În care au din belșug. Dar s-a zis, nici nu mi-e frică câteva luni când o să aibă mâncare. Opa, la accident. Am intrat cu roata, m-am dus. Stai așa că aici trebuie să faci mare curba asta, să-mi bag. Haide mă, gata. Trebuie să faci curba asta mare ca să intri și ăsta să-ți moară la intrare. Trebuie să vezi ce greu e când intri cu combina, bă, Andrei, pe aici. N-ai cum să intri cu combina pe aici, pe aici, și cum doar să faci? Vezi, 191, știi? Să facem din el silic sau astea pentru că ai o intrare undeva pe acolo, așa e, intrare mică. Auzi, nu, și nu are intrarea asta, plus încă o intrare.
Da, am văzut-o. Cum se numește harta? E harta ca din poze, stai așa că nu mai țin minte exact. Nici nu vreau să te mint. Stai așa că mă uit la moduri, că noi avem undeva unde pe serverul nostru punem modurile. Pe Discord punem modurile. Și zic eu imediat moduri farming. Bali Spring. Ceva gen Bali. Da, așa că să găsești harta mai bine, să trimbi numele direct și o găsești mai bine așa. Uite cu aia. Poftiți. Încă o noapte. Așa. Deja ați folosit, da, ați folosit. Mai zău, le dăm. Andrei, dacă poți acolo să o aduci în coaște, ca să poți să o iau. Harta e foarte interesantă, are, dacă mai ești aici pe live session, pic să pun până, stop, hai așa. Toate astea înconjurate sunt ferme. Fermă, 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 fermă. Și fiecare are, aici uite, ferma asta e de forestry. Nu știu ce e acolo, sincer, zic, nu știu ce e acolo. Da, sunt, am înțeles. Bun, îți explic unul de alta. Aici e de forestry. Fermă de forestry, poți să iei terenul ăsta pe urmă separat și fiecare asta are câte, îți dă câteva terenuri multe, uite, ăsta îți dă două terenuri, uite, ăsta îți dă vreo câteva, îți dă mai multe terenuri, uite, ăsta îți dă mai multe terenuri, ăsta îți dă câteva terenuri și ăsta, uite, ăsta îți dă doar un teren, era mai interesant cu un teren, era și mai greu ce trebuie, ăsta îți dă cu două terenuri, câteva terenuri, adică dă fiecare dă cum crede. Noi, deci, noi mai avem acolo un... Ia să așa. Noi mai avem ceva, ci nu știu ce e acolo. Ia stai așa un pic și nu vreau să mă duc cu tractorul, că mai bine nu mă duc. Tractorul. Deci e pământ. Băi, ești nebun? Ok, asta e interesant. Și aici, practic, e locul iarbă, dar aici n-aș pune iarbă, sincer. Din locul ăsta aș putea face complet și complet altceva aici. Aici, dacă vrem să mai avem nevoie să punem utilaje ceva pe viitor, aici e perfect. Aici e ca să intrăm la... la coleg. Aha. Deci... 98 pe aici, 181 pe aici poate intra. E interesant, interesant. Nu fie atât. Așa, tati! Pornim pe butonescu. Și dăm așa frumos. Dăm un pic mai tare. Așa punem bărtinier la maxim. Lăsăm un pic în volan. Dăm frânuță. Aici trebuie să ai... Ma. Trebuie să ai multă răbdare. Toată faza e că aici trebuie să ai multă răbdare. Prin tot ce înseamnă răbdare e... Aici, verdeața asta, nu poți să o strici, că e gard după ea. Și n-ai ce să-i faci.
să mă duc maxim. Am zis că mă duc maxim și mă duc și maxim, da? Mă și fai. Și trag treapta pe o dată. La like. Să funcționează. Așa. Așa mă simt, vă leg. Harta nu, îmi place, nu pot să zic, nu, dar trebuie să ai răbdare cu ea ca sinica harta. Hop. Asta e tot o fază, deci dacă nu ești genul care, hop, să ai răbdare, nu-i harta. Trebuie să ai răbdare, harta nu vine cu tractoarele pe care le avem, deci nu vine cu internationalul ăsta 1246, în mod de-a nostru, cu bizonul. Cu Fiatul, dacă nu mă știu, nu e mod. Ba da, e mod. Fiatul? Da, e mod. Ce mai știu, nu știu, da, mă, uite, mod, Fiatul e mod, de fapt, da. Mai avem multe moduri pe aici. Asta e, ăsta e șmecher și ăsta, 180 de căluți, ăsta 150, 30, ies niște, ies. Așa. Ce mai avem pe aici? Stai așa, o să opresc tractorul cu... Mică fac o prostie și nu mai am motorină. Fertilizatorul de la Lizard. Tot mod. Îmi place cum arată. Semănătoarea nu. Ăsta e un mod. Pare așa mai vechiuț, mai micu și astea. Ăsta tot la fel un mod. Tot de la Lizard. Ferma de cereale. Bă, hai să nu mai chemi ferma de cereale, că e ferma de făcuțe. Ferma de făcuțe. Așa. Că și nu mai vreau să facem cu cereale? Ba, faci cu cereale, dar noi ce mai mult o să stăm pe vaci. Pe 500 de vaci, știi? Pe care poți să le băgăm. 500 de văcuțe. Productivitate avem. Eu joc farming de la farming simulator 2013. Vai de mama mea. Nu, m-am jucat 17, 19 și acolo ăsta. 19 l-am luat de pe Epic. 17 l-am piratat și pe ăsta, ăsta l-am cumpărat. Ăsta e un mod care l-am luat. Ăsta e un mod de la Lizard. Tot la fel, am căutat ceva mai vechiut, se pare așa că și locul ăsta e așa mai de... E înghesuit, mai pe sărăcii, mai pe sărăcii, că la ce drept. Suntem pe sărăcii, minus 500 de euro, 500 de mii de euro. Dacă eram pe minus 500, era bine. Eram ucidați, 500.000 de euro. Și am zis, bă, dacă toți suntem pe minus pe ăștia, hai să facem mai pe vechi, așa, cu internaționalul ăsta, cu Massive Ferguson, care l-are Andrei, pe Q și ăla. Nu, Andrei, parcă ești, ăla e Massive Ferguson-ul, nu? Nu, internațional. Internaționalul, tu? Are, sau are trei triunghiuri în jos. E Massive Ferguson ăla, mă. Massive Ferguson. Massive Ferguson. A, da, stai acum, uit pe o parte, da, Massive Ferguson. Internaționalul e la mine. Da. Așa, asta e tot de la Lizard. E pare și ea mai vechi așa și n-am văzut schimb culorile că dă o nuanță așa de vechi. Fac și un live pe YouTube. A, tot la fel cu farming. Faza e următoare, că eu aș intra la tine pe canal acum să văd ce și cum, dar... Uite așa. De fapt, trebuie să închid, e de să mă... Ia. Xerge, misiu, semnalizează, elimină, blochează temporar utilizarea, ascunde rezultatul pe canal, adăugă moderator. Mici, uite că nu pot să intru să văd cu ce faci tu, dar de fapt pot să scriu așa. Așa. Stai cum uit imediat. Așa. Ha. Pe om meu duce bine. 238 de videoclipuri are 1,1 ca abonați. Ca videoclipuri de acum 6 ani și 4 ani. Și live-urile. Mam, 412 vizionări, man, da, o, duci bine chiar. Tocmai am pune și eu.
4 ore. Auzi, auzi, câte 4 ore o duci bine. Îmi permit 4 ore. Întrebare, joci pe calculator? Stai un pic să-mi dau seama. E tu de un cum de mine, tine doar, știi? Man, ține tot așa. Se merită. Mai ales dacă îți și place să faci asta, se merită. Mie îmi place să fac chestia asta și doar de asta o și fac. Încă de asta mai și căutăm. Mai căutăm oameni care mai și cu noi farming. Dar nu prea găsim. Mai aveam pe cineva, un prieten de-al nostru, dar nu prea îi place jocul. Nu de parcă eu l-am luat. Ce-am făcut, mă? Eu l-am închis și mergeam așa ca prost. Și repede merge. L-am luat un prieten al nostru, eu l-am cumpărat. I-am zis, băi, lasă să-l cumpăr eu. Nu mi-e ciudat că am dat banii și l-am luat. Doar că era fain să joace, că eram mai mulți. Și așa mai faci o chestie. Când vrei să faci mai multe chestii, nu mai pui... ce-am făcut? Iar l-am luat. Mă, ce am azi? M-am întâmpit? Da. Gata. Și mai căutăm, dar oricum ține tot așa, 1,1 ca abonați, e bine. Eu încerc și eu să cresc, oricum, cât pot și eu de mult. Îmi place și... Harta e micuță, ți-am zis, harta e mare, dar are multe feri. Și așa multiplayer s-o faci, ar fi Caterinca. Bă, Andrei, când m-am gândit la asta? Și server dedicat. Și server dedicat, da. Bă, ai putea face, dă-o în doamne, iar mă faci cu mai mulți youtuberi, dar cum ar fi nici să fiți câte doi, știi? Băi, uite, eu vreau să te iau pe tine cu mine, în echipă, știi? De jos! Și să fiecare și ia câte o fermă, știi? Că sunt multe ferme. Păi, gândește așa. Stai să se salvează. Așa, îți numai așa, păi ies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sunt 11 ferme. Mersi de abonare, stai un pic, mă uit imediat. Valeriu, mersi de abonare, apreciez maxim. Chiar apreciez, cred-mă. Sunt 11 ferme, păi 11 ferme, îți poți intri 22 de playeri. Și pui câte doi în fiecare fermă, știi, ca să pun, na, că dacă pui câte unul, e greu, frate. Câte da. Unul, așa, câte doi, na, știi? Nu mai, e nasol faza, atâta e nasol asta. E în ghost? E da, e înghesuiala asta maximă. Ai văzut, e înghesuiala prea mare. Da, mă, așa și mai mult, pui. Op. Gândește... Lui Andrei, nu prea îi plăcea, nu că nu-i plăcea farming-ul, dar nici nu l-a încercat. Și până la urmă l-a încercat de dragul meu. Și acum și lui îi place, cât de cât. Parcă am început cu ăsta, 17 lei, că l-am luat gratis pe Epic. 19 lei? Da, și eu ți-am luat... A, da, 19 lei, da. Și tu după ce mi-ai luat pe ăsta. Da, eu ți-am luat. Am zis, bă, dacă tot vrei să jucăm și așa, eu ți-l iau. Ai zis da și l-am luat. N-aș, eu aș părea, bă, știi care e faza, băi, Andrei? Par a copil cu vocea asta. Cu vocea ta? Da. Mie, nu, de fapt, ne cunoaște, mi-a pot zic că nu, dar alții care zic că nu te cunosc, da, ar putea zic că da. Bă, ți le-am mai mișcărat peste o leacă, așa că, mult noroc. Mamă, se face cu galbă, mă. Frate, am băgat de-a tonei. Andrei, știi cum e aia? Sugi, vaca, sugi. Păi are 138 de tone, mă, mâncați, ești talentul tău. Și am intrat și cu ceva care nu mai iarbă avem pe teren și mai avem un teren cu wheat, parcă, nu? N-ai berle. Berle, stai, nu uit, da, berle. Mamă, hai că aici a venit, stai așa, mă duc așa. Hai, ok, bun, perfect. Hai, bă, trebuia să întâmple la un moment dat, nu?
Da, dar nu mai așteptam. Nici eu, sincer, îți iei. Acolo e pus să l-ai pe, pus un pic de buci. Mă, dacă intri din first person, nu mai contează. M-am mâncat cu mine încurs să zic repede first person. Da, așa, și dai așa. Unde e? Unde ai pus Fiat-ul? Fiat-ul l-am pus unde pune internațional, de obicei. Ia, să văd că nu încăp, dar am zis totul să încerc. Dar nu cred că mai n-avem destui bani să mai iau un de ăsta, nu? În ce? Un de ăsta de... Ai voce faină? Da, faza-i gândește voce faină ca voce faină, dar eu... Anul ăsta fac și eu 21 de ani. Nu mai voce faină după apoi. Dacă nu am și eu un pic de barbă... Mamă, băi, mâncați și eu că mă duc la magazin. Sau oriunde, că m-am dus la bancă. Ce-am făcut, Andrei? Ce-am scos noi atunci? Am scos vreo... Cât am scos? 150 parcă. Cam așa. De beții. M-am dus și eu înăuntru acolo, nu știu ce mai vreau să-i fac eu cu acte, nu știu ce. Și aia îmi zice mie, da, tu cum poți să scoți atâția bani, că ești minor, a cui e ăsta? E tău, nu e al lui mami și al lui tate. Și eram, doamnă, ce mami și tate, doamnă, că am 20 de ani. Mulți înainte, mersi mult. Bă, uite, ăsta... Căruța e 800 de euro. Da, bă, ce faci? Căruța nu poți să pui nică, căruța... Mulți înainte, mersi la fel. Căruța ți-o pui ții, eu că... Cât să iei, doamne, eu ți-o puteai că-s prost. Mai dau cu altceva, stai, Alec! Ți vorbeam noi, de căruță? De... Nu-i căruța ca mergea, nu? De banii tăi. Nu, mă... De față, de fața ta. Nu, ce vorbeam cu tine. Ce m-ai întrebat tu, zic. Păi ce minte? De căruță, ai zis, ceva de căruță. Nu, am zis, dar căruță că e 800 de euro. Păi da, tu-mi vezi că nu încapi mai mult de 850 de kilograme sau o tonă maxim. Ma. Am intrat bine. Eee, la limita bunului simț, Andrei. Da, oricum nu avem 200 bani să mai una de asta, e 4000 aia, 4000 și un pic. Eu mă uit la tine ca să înțelegi. Mai dai, nu te duci bine. Ține stânga-ul. Sau, du-te așa. Dai cu... Nu, a, bă da. Te dai cu... așa. Da, bă, știu că acum văd. Mă, îmi place mai mult dacă nu are, zic că nu vine cabina în sine. Vezi mai multe? Da, e mai fain, e mai interesant, așa. Omul, ce murdădar e asta, sunt internațional tău. Păi da, mă, mâncați-și, dar pe ăsta cât l-am folosit? L-am folosit la iarbă. Câtă iarbă n-am tăiat? De fapt, și asta de am tăiat, iarbă. Am tăiat pe primul, am tăiat 189-le. Nu, 190. Lasă că și mai știu ferbăsul unui murdar. Are 193. Pe urmă, 192 și cu 191. Dăm. Nici uite, trebuie să-mi iau o tastatură full de 100%. Și știi de ce, Andrei, nu? Pentru shader-i. Pentru home-ul ăla, băgam eu și piciorul în el home, că acum avem shader-i. Locul tău strâm, dar azi, dacă nu, mă duc o leacă mai îndrept. Nu vrei să intri tu, nu? La ce să intri? Putea să nu faci tu o figură? Param, pam, pam, param, pam, pam. Guli. Aveam cu shader pe aia, dar nu trebuie tastatură de home. Băi, Andrei, n-ai o tastatură pe la tine, pe acasă? Ba da, am două. Care nu o folosești? Eu am nevoie de home, atât! Am două! Vreau și una. O, vrei membrană sau mecanică? Vreau cea mai ieftină. Vreau bărnă care era mai ieftină.
Poate fi și 10 lei, mii pentru omul trebuie și știi prea bine că shaderile alea arătau bine rău. Bă, dar știi ce tastatură am? Eu efectiv am tastatura aia care nu merge, am în două space-uri. Nu contează, una. Mie home-ul îmi trebuie. Are home-ul. Am tastatura de 60%. O iau pe aici că mă încarc acum imediat. Nici da, da, nici da, ce sens. Ba, Andrei, băi, trebuie... Mi-e trebuie oameni. Bă, dacă mai aveai o remorcă de asta, mă băgam și eu. Nu, tu, ar fi... Uite, mă gândeam la o serie, dar trebuie vorbiți cu mai mulți oameni cu chestia asta, mai ales pe farming. Cum știi, bă? Zi. Asta așa scasă. Zi, bă. Ajunge destul de mare încât să poți să faci și cu barbă neagră, cum ar fi. Aaaa! Dar zic așa cum ar, de atâta cum ar fi. De unde atâta bulan, tati? De unde atâta bulan? Bă, cum ar fi, ia zi. Bă, da, nu zic. Nu zic. Mă uit la el de... ani de zi. Am ani. Am ani de zi de când mă uit la el. Eram tânăr fecior. Tânăr fecior ai? Eram un fecioraș, cam da. Am un tânăr fecior. Mamă, fă-te un pic galben, mâncați așa ochii tăi, au 150 de toni, mamă, mâncați așa ochii. Andrei, dar știi ce cred că fac eu? Vedem ce facem. Dăm pe 360. Și mai bine dormim. Hmm? Nu mai bine dormim? Păi nu, vedem de ce. Eu mă duc și încă colectez. Se face cu a doua zi, vacile cresc, eu mă duc în continuare, știi? Înțelegi tu? Am mâncat pe mine în cursă, zic, lasă-mă că adun eu iarba. Na, adun-o, dacă tu mâncat în coradițele, na. Na, ia știi scarpe, na, cu na. Nu puteam stau eu cu spate să fac eu altceva. Adică să stau să mă ulea. Nu puteam, nu. Am vrut eu asta, nu? Na, na, ratatata. Așa că vorbeam. Era fain că așa să găsești cu încă niște youtuberi tot la fel micuți. Că... Aia, eu sunt mic. Am 315 abonați, 314. Am avut și bani. Am avut și bani. Cred că mă duc încă, mă duc eu. Abia opresc? Mamă. Mai vezi ciuciu, Andrei? Mai am zis mai secundele, sunt încă destul de mari, că poți să te iei. Am văd, da. Și se face cum ar veni o serie, știi? Ăla care o să pună cum ar veni, face-o frumos. Era interesant, nu zic nu. Păi așa și dacă vrei să mai ai pe cineva în fermă, să mai iei pe cineva. Cum ar veni, bă, eu vreau să te iau pe tine, știi? Da, da, da. Să am un om care să mă ajute prin fermă. Gata, pe aici nu mai nimic, aș zic ceva. Ce, ai făcut doar o linie sau ce? Am făcut linii și plouă. Și pe uite, aici am făcut o linie continuu, cât să fie cât mai mic. Nu știu, frate, nu prea să mai vedea cu eu. Nu știu să fac zi. Bine, că pe mine cam mă plouă acum, ca să înțelegi. Da, nu, și pe mine. Op, op. Așa? Hai că se face zi. Vă și eu, vă și eu. Opa. Oprește-l. Hă? Am uitat în octombrie. Da, tu lasă, dar avem iarba aici. Avem da. Cam iarbă, dar nu avem fertilizator. Bă, avem fertilizator, dar nu avem erbicid. Că ăla e doar de fertilizator. De ce lași? De ce încă lași pe 360? Pentru ca să crească voi puțele, mă. Vreau să crească și iarbă. Lasă-o să crească. Pe cealaltă care n-am luat-o, se stachează. Pe urmă. Din câte ține aminte, se stachează. Din faci de ceva, știi?
Hai mă, un pic roata, nu vreau să-i băga mie și piciorul. Hai! Hai! Uite, iarba de aici, hai. Deja poți să încep să o tai de aici. Aia de acolo? Da. Da, știu, că aia mi-a dat seama și eu știam și asta. Op! 148 de tone și tonă. Tone și pe galben. Nu te mai de aici. Bă, mâncare au, nu? Au. Da. Au vreo 56 de până iau oricum. Hai, trebuie să pun și o pauză. 156, da. Nu s-a dat asta, părintele meu. Așa. De nou? Știu. Fii atent ce facem, băiatule. De să pornești lumina. Știi că am găsit noi aici un tractoraș, nu? Da. Ia să vedem, pe aici mai este ceva. A, vrei să căutăm să am înțeles. Păi da, da. Aici nu ar putea să mai fie ceva. E, da, să mă pun pe testator. Ia venit un coa, mergem în ferma asta de aici. Care ferma? Uite-te unde m-am dus eu. Stai, cum? Apeși pe aia și dai vizit. Da. Da, așa să... A, e aici de lapte. Da, tu, da. Stai așa să vedem când ieșim. A, uite aici. Da? Uite oaie. O oaie? Da. Da, uite, da. Eu. 8, încă 8. Ma! Ce mă? Uite-te la bani. Bă, încă avem. Ești de mult. Cum adică suntem pe minus, nu avem? Păi, ți-ai la ce mă refer. Nu sunt bani. Ești de mult. Aha. Ce-ai unde? Încă nouă. Aia de alta. Mă, arte interesantă. Dacă vrei să faci bănuțul. Unde ieșirea, mă? Uite cu alea ieșirea. Hai la fermă cealaltă. Haide, mă. Fertilizator avem, n-avem erbicide. A, asta e, tora asta... Ne-am luat un țap. Poți să intri în asta? Da. Hai mă, vin cu vreau să văd ferma asta, că asta chiar nu prea o știm noi. Deci avem așa. Bunker. Vai, ce strâmt e ăsta, mâncați aici gura ta. E strâmt? Ia vină tu încoa. Nu n-ai înțeles. Mamă! Cum? Dracu. Asta e exact cum o avem pe aia de la noi. Bă, dai strâmt rău ăsta, mâncați ești. Ce vorbești, mă, mine? Nu e vreo. Ia, stai așa că sunt doar un save. Ia, stai un pic. Ne uităm la noi. Ia, mai e până la ultimul stagiu de creștere. 5 luni, mai trebuie încă 3 luni și practic văcuțele au poate să producă. Da. Pardon. Ce poarcă ești. Uite la asta, la ferma asta n-am mers. Am găsit tractor. Am găsit și eu pe aici chestii. Mai avem un pic. M-am ce fără s-a auzit. Stai că mai găsit una de asta. Mai avem 7 din remorci. Dacă vii și te spawnezi direct aici, găsești, am găsit de aici. Unde ești, mă? Mete pe mapă. Păi da, ți-am zis, vină acolo. Păi am găsit și aici ceva. A, da?
Am ce repede merg mașinile. Niau. Niau. Nu am vrut să fac asta. Par acolo unde? Aici? Aici unde le luăm cutter-ul este ceva mare. Unde îmi cumperi. Aha! O combină! Am găsit și eu ceva, dar nu știu unde aia. Încă 8 de găsit combine. Cred că dacă ne ducem la punctul de astea de livrare, e posibil să găsim ceva, ceva. Găsim încărcător de mașini. Uite, un tractor. Adia, vină până la mine. Ce mă? Unde ești? Acolo, de când cumperi, acolo, la magazin, acolo. Așa. Stai, poți să colectez? A, nu pot. Ce mă? Dar era interesant. Cred că astea, dată ce colectăm, cred că putem să deschidem astea. Deci... ce mai posibil? Păi ce mai nu găsim? Am... nu m-am uitat aici, aici n-am intrat să văd. Am găsit doar o combină, acolo punctul de livrare. Stai așa un pic, bocuțele ești la... 6%. Da, mai acum. Mă gândesc că ar trebui să fie ceva, ceva. Am mai găsit o baie. Ninja. Ce ai găsit? M-am găsit un... zic că nu-mi vine în... Am găsit o remorcă. Da, e pe căcat de container și poți da, să știu, da. Nici n-am putut să-l iau și m-am lăsat pe gubaș. Haide! Stai, parcă poți să treci pe capul meu, nu? Da, da. Vine încoa! Tot o bucăță mai avem și din alea. Aici avem ceva? E bun. Ce mai avem? Ui, uite bă, tractoristul! Unde? Nu ne-a cu tractorul. Am găsit o vacă! Eu am găsit un... eu sunt lângă un cimitir. Trebuie să mai găsim o vaci. Nu auzi? Am auzit, ești lângă un cimitir. Mai avem 6 rămâni de găsit. Cimitirul de clopotele. Și țapul m-a luat asta, am zis că e ceva pe aici. Am intrat în cimitir degeaba atunci. Adie vină până acasă. La fermă. La fermă. Așa.
Ce? Nu vezi aici? Colț. Hai, jos. Mă. Mă bată mama dacă l-am văzut. Dar eu nu pot să zic. Mai mă face, mai mă vede. Poți să mă strepot pe aici. Da, mă. Aha. 9 bucăți. Mai avem. Câte zvăcuțile, mă? Au 7 luni și încă mai au, mai au măcar, bine. Ultimul stagiu de creștere și la... Mă zic, acum mă găsăm pe aici. Ce am ajuns, mă, să facem în cazul ăia și talentul tău? Căută-n jucării. Căută-n jucării, oare. Mai avem după Andrei. Andrei, ce practic am pus eu? Vedem coa. Hai tăți nasul. Atâți nasul. Rup nasul. Vinic aici. Da, văcuțu, da. Mie. Mumu și ții. Te pus la coadă. Acum ar trebui să găsim jucării și mai repede, nu? Ha, că e alb. Zic și eu. A, am găsit o vacă. E fix lângă casă, pe topogan. Sunt mort. Gata, nu mai zăpadă. Oh, no, am bine, aha. Ninge iar. Și este ger. E mai fric și frigider. Mai sunt o caie de găsit. Pe aici nu-i nimic. Am luat când avem mai. Băi, eu tot mă plimb, tot mă plimb, dar nu găsesc, nu? Băi, eu stoc mai la move aici. Nie. Vezi, mă, avem bani acum. Nu mai suntem sărăchi de oameni aici, ne-ai bun. Oh, chuck. Gândești că au 8 luni, știi? Mm-hmm. Au 8 luni și totuși, în momentul de față, mai au 122 de toni de mâncare. Mm-hmm. Ce mai găsit acum? Tractor. Tractor?
Da. O să 90 gata la noi, trebuie să le recoltăm. Nu cred că doar ăla. Nu cred că doar ăla. Și iarbă, dar înțeleg la ce mă refer. Boss, vii de acasă că avem treabă. Uite, mamă, l-am pornit, ia-l de aici, a? Mamă, nu vreau. Așa. Decuplez asta din spate. Pornim motorul. O porni la sfert de cheie, Andrei. Vezi, nu tot și tu de aici, nu te mai duc după iarbă. Nu mă duc pe iarbă, pun asta... Da, și mi-aduci mie header-ul, că eu nu-l iau. Sau îl iau, dar nu știu dacă pot să intru. Dar tot o să am nevoie de tine, oricum. Cu tractorul. Vezi că vin ca să știi. Vezi, curios acum cum fac eu proba asta. Dar pe picior, cred că vin eu cu masiful busonul meu. Mai bine dai remorca aia jos, trag eu. Nu e remorca, e combinație, nu mă încălzi aici. Trebuie să... cer să dai cu spatele, dar te blochează remorca. Nu, tot blocat ești. A, dai cu dreapta? Aha! Ai văzut, mă? Acum te rog frumos, dă-mă înapoi din asta ca să văd ceva. Deci... terenul... hai să-mi bag! Nu-mi da flash, mă, nebunule. Apoi aia. Te-ai blocat? Nu-i vorba de blocat, cât e vorba de... Stric din cultură că nu mai țin minte. Da, cred că da. Nu mai țin minte care era ăla de... stai așa un pic. O căzut header-ul. Cum mă întreabă căzut header-ul? Nu știu.
Asta așa, uite, presiune automatic start off, așa. Limit off, fuel high. Off. Traffic on. Și aici avem așa. Shutter. Name. Control. Sound, nu mă interesează la sound. Ce înseamnă about the flight? Nu știu. Adică zi-mi în română, băi. Nu știu, zic sincer. Aici se mă player top de avatar. Aha. Dacă mai ți minte. Info track. Informația aproape. Gameplay. Snowflow. Yeah. Da, cu spatele iar. Spatele am zis. Vedem acolo de acolo. Nu, trebuie să strică. Cine e asta? Mai din mai decât spate. Tot dacă face pe cine asta, de ce asta? Păi să nu-ți mai văd numele, nu are treabă, stai de. Nu. Nu, e aici am. Nu mai țin minte care era trafic, nu așa, on. Asta, asta era. Nu, nu este. Așa mă, gata, uite, până am zis că ne trebuie, chiar că ne trebuie. Așa, gata. Ce-ai făcut, mă, unde e ăla? Ce-ai făcut cu header-ul? Ce-ai făcut cu header-ul? E mai în spate, dar cer să-i vădă, o să iau măcar în morca. Băi, nici nu e în partea mea, dar... Nu. Da, aha! Așa să umplu cu fața. Îți dau cu spatele să o împing. Nu mai prostii cu acea mea. Fix eu. Op. Reușit? Da, da, da. Băi, tu trebuie. Bă, era o parte, ei, țărani. Vreau să vezi să-mi prind ăla dacă era. Reușit? Puteți să te arca pe gard? Nu. 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 Hai bă, bizonel, jos. Ei, să bag el ca busca în lap. Dă-te, ei, puță. He, ia-l mă îndrepta. E mai bine decât înainte. Acu' e acu'. Ia vezi, poți să intri pe acolo sau... Trebuie să dau cu spatele cu... Oh, am reușit. No. Aia pe apasă accelerație. A, ba da, poți. Păi, mă îndrept. Camera, vedem. Vreau să-ți am închis poarta. Închidă tați. Nu uite la mâncă aici. Da, remorcă, ce remorcă în aia? Închirești tu pe aia cea mai ieftin ce vrei. Adică... adică ăsta... Vreau să n-ai văd punte, atât. Mă, știi cu ce vii, mă? Căruța. Cu căruța. Deci vrei să aduc căruța. Adă căruța. Asta nu-i hartă, dar pune pilotul automat. Deci nu e hartă, asta nu e hartă, dar pune pilotul automat. Deci cumpăr căruța sau o închiriez? Stai așa că nu știu cât are căruța. Căruță. Deci căruța cât are? Cât intră în ea?
O tonă 400? O tonă intră în căruță. Și dar poți cumpăra două căruți. Poți să le fac tren? Da. Din câte văd. Șarpule, poți să le faci tren. Stai așa. 800 așa. Vezi să cumperi cum ar veni cu ăsta. Le cumpăr eu? Da, 1400. Da. Ia două. Ia două. Dar căruța n-are punte care se mișcă în față? Poate. Vede cât are. Hai că iau căruța, iau două. Cum crezi? Dacă iau doar una acum. Nu, iau una. Vezi că ți-am lăsat asta de la bizon aproape de poartă. Ia internaționalul ăla, micuț. Da, deja am văzut cum a se fără, bă, să nu pisem el. Bă, are merge cu 43 la oră, mă. Și asta cu 39. Păi da, dar uite, la 42-43 e diferență. Te învăț de bine, colega, eu te învăț de și vezi că nu poți să-l prind la tractor. Ba da, nu poți. Nu, nu, zic așa, ar fi hilar, vezi că nu poți să-l prind la tractor. Căruța Camerțan. Da, da, practic aș putea să-l fac tren. Mai iau unul? Bă, da, vezi punte acum. E punte care se mișcă. Nu, mai lua. Deja o să te chemi cu aia. Bă, useful. Deja. Dar ce? Că ai spus tau pe tine? Nici asta nu intră foarte mult, are 5 tone. Și abia am făcut o tură jumătate, ies un pic și aici. Terenul e măricel, nu putem zice că nu. Terenul e destul de mare, ce-l pare el, mi-e total, dar e destul de mare. Ce ai făcut? No, râd cum arată căruța trasă de tractor.
Știi, îmi place că jantele se învârt în slow motion. Măcăruță. Hai, băi, că... tu, hai, căruța! Nici că, nici că merg cu 5 km pe oră în loc de... 39. De fapt, pubertii la 44%, de fapt, nu ajung la pubertate. Băcuțele. Înseamnă că ajunge la 16 luni, mă. Uite că m-am încurcat, dar ajunge la 16 luni. Ai cum să deschizi cumva poarta aerogenită ca să nu mai ia pe acolo? Da, trebuie să mă duc mai acolo. Trebuie să faci cu stânga acolo. Acum trebuie să faci cu stânga. Dreapta. Cu dreapta, scuze. Ce mă? Ia. Cinci lei taxa. Bă, cinci lei taxa. Ce poți, sexy? O, căruță, căruță. O, ce merge băiat cu căruța. În viața ta nu o să vezi o căruță cum merge așa repede. Ba da, am mai văzut. Ei. Na, și tot. Bă, stau la sat. La comună. Chiar crezi că nu văd așa ceva? Adevărat așa asta. A, boss. Hai că trebuie să faci vreo 5 drumuri doar să mă discarci cu mine tot. Atât! Dă-i cu spate. Atât. Bă, băi, ce e cu căruță? Hai, gata, mai ia cu căruță. Ai belit-o pe dobagi de un? Na, da, unde trebuie să duc asta? Asta? Da. Nu știu unde e spațiu. În depozitare la Granny. Nu de fapt, vezi dacă poți pe la... Vaci? Nu, stai. Deci noi ce avem, mă? Uite, ai zis, nu? Barley? Barley, da. 590, când e prețul cel mai mult, 659. Dă-o la văcuții, vezi dacă merge. Dacă nu merge la vaci, bag-o în muncă. Și vedem ce face. Și de muncă? Băi, toți, și asta totul, băi, soare. Unde am găsit... Tractorul? Da. A. A merge, dar gata să-l vaci, barley. Păi, vezi dacă merge. Da, merge. Dă-le, ce animație are de scos căcatul ăla de pe spate? Păi trebuia să faci trenule, știu așa. Cred că da, mai bine aș, să mă duc să mai iau altul. Nu, aș așa de apuc ce să mai. Dacă te mai duci după alta și vii iar... Stăm până mâine, e așa boss. Avem așa asta. Dacă acum o umplu, hai viață. Crezi-mi că e complicat să folosești o punte care se mișcă. Dar ești o lea cu spate din cuvii mei acolo când umpli. Nu intri cu fața așa pe urmă, dai cu spate ca prost să schimbi. Asta e făcut, nu? Nu. No. Deja minți cum ai zis numul ăla, deja și că minți. E adevărat. Da, dar nu se strică dacă intru pe aici, nu? Nu, mă, că am spus. Aia, ah, deci pot să mă abat prin asta. Da. Hai să vezi cum stai, mă. Dă-i, dă-i, dă-i. Dă-i cu spatele.
Nu ești bine. Păi să... Stai așa, stai așa. Hai, lasă-mă. Atât. Să moară Franța. Stichi nu-i mai așa. Ei, te miști așa greu. Bă, pe limici. Hai, vale, că încă deja 71%, dacă m-a apucat cu iarna, ce faci? Eu că ți-am zis, ia două de la început. Limei! Ce-ai făcut? Eu nimic. Păi și de ce ai zis, Limei? A zis, iau să văd cum îi pun, da? Și după ce ai zis tu, nu, lasă așa. Păi da, tu, da, deja ești aici, dacă până te duci tu pe una și alta, la asta mă refer. Până te duci tu pe una și alta... Moare la intrare. Nu-i căruța ca merța, nu, lai, 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 lai. Cât de căcat ai să dai cu spatele pe mangamea și... Acum ai înțeles de ce n-am vrut să zic să iei două de la început neapărat? Veni mi tu mie. Eu ți-am zis de ce să am zis să nu iei. Două de la început. Aaa, mă, că e ușor cu căruța, ci te chinui așa ca babile. Ai reușit? Vrei tu să faci asta în locul meu? Păi, easy, tot bag cu spatele. Vrei să vezi? Ia, hai. Stai așa, să mă umplu și o sub la sub. Hai, că deja sunt umplu. Hop. Hai, hop. Mă oprim un pic. Dă de acolo, măi. Unde ești, măi? Ia, fii atent aici, la băiatul ăia. Ce, mă? Nimic. Băi, dar și tu prost. Ia vedem schema aici, la schema țâie aici, Andrei. Aoleu, dar ăștia dă-o măcar pe jos, mie nu-mi place. Cum atât, dar să dăm ăsta jos. Nu, de parcă a fost și așa. Băi, tu tai așa. Și eu pe aici te învăț și tu tot comentezi aici. Ne-am cu spatele pe aia, aia. Hop, ne ducăm o lea, uite, da, te ucis. Hai, ia-ți șmecherie. De fapt. Păi știu, pe motorul ăsta, e 12 și 8 minute. 12 noaptea nu de alta, dar mâine eu mă duc la muncă, tu belești, tu nu te duci, dar eu mă duc. Și trebuie să dorm. Mai trebuie să și dorm. Dacă nu dorm, o iau în gură. Ce faci? Hey. Vreți să continuăm și mâine seară la ora 7 sau 8 să continuăm cu live-ul? Îmi spuneți pe chat ca să știm dacă continuăm și facem live și mâine seară cu joculețul ăsta. Tot cu farm. Nu de parcă. Câte ori am, mă? Am doar 205 minute. Mai adică 25 minute. 4 aprilie. Mulți înainte, noapte bună. Noapte bună, Valeriu. Stăm să vedem dacă vreți să facem live și cu... și mâine seara cu farme. Tot cu aceeași hartă. Da, sau dacă vreți să facem cu altă hartă. Ce toate pui acolo? Vrei să-ți intri țava aia în cur? Vezi că îmi place să-ți intri țava în cur, fii sincer. Tu ești la mini? Este sexual este? Nu știu să văd fața. Dacă stau aici, nu știu să văd. Ne auzim data viitoare, Valeriu. Înseamnă că facem tot cu farming și mini seara. Facem și cu farming mini seara. Să vedem, o să vă alegem, o să vă întrebăm pe voi mâine seara dacă facem tot cu harta asta sau facem cu cealaltă hartă. Mă, intră ceva la văcuțile astea sau nu intră prima dată? O să știu și eu. Că, na, eu sunt mai natural.
Ei, băga, și tu 2 tone, Andrei, acolo, aproape 3. Da, lumea. Aha, bun. Oricum. Sper că v-a plăcut live-ul din seara asta. Am stat și noi vreo 3 ore și mai. Aș fi stat mai mult, dar nu pot eu. Plus că o să fac și ce mi-ai zis tu, Valeriu, cu la volan, să văd dacă văd o schimbare. Și dacă văd, e perfect. Oricum, dacă v-a plăcut, da. Noi ne auzim data viitoare, vă zicem noapte bună, o seară frumoasă. Noapte.